dată, dar zici tu. Cu noi este Dumnezeu, cu a Său har și cu a Sa iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Amin. Suntem bucuroși că în această zi,
În straie de sărbătoare mucenicească, să avem alături de noi invitat pe Părintele Profesor Constantin Necula. În primul rând, se cade să mulțumim binecuvântării pe care a dat-o la Preasfințitul Părintele nostru Teodosie, Arhiepiscopul Domnului, ca din maratonul duhovnicesc pe care îl știți cu soții că îl face Părintele prin toată țara, să smulgă din timpul său prețios și să vină aici pe Pământ Ortogean, unde nu a fost de mult. Știu din anii studenții că Părintele Profesor nu îi place să etalăm toate titlurile și toate realizările. Vă spune doar atât, după cum știți și frățile voastre, că Părintele răspândește bucuria trăirii în Hristos, bucuria credinței cele curate, peste tot pe unde merge în țară. Așadar, și noi avem această bucurie în seara aceasta și ca să economisim timpul, zic să îi dăm drumul Părintelui pentru a ne vorbi cuvintele pe care le-a pregătit pentru frățiile voastre seara aceasta despre responsabilitate și bucurie și, bineînțeles, în a doua parte va urma sesiunea de întrebări pe care aveți să îi le adresați în scris, care se vor citi aici, la această masă. Se cade, pe lângă mulțumirile aduse în altul Preasfințitului Părinte Teodosie, să aducem mulțumire și Părintelui Paroc de aici, că ne-a găstuit. Ne-a părut rău că nu am găsit o sală mai mare. Sperăm pe viitor, când va mai veni Părintele, să fie o sală încăpătoare. Nu în ultimul rând, mulțumim vectorului, celor care au avut și inițiativa Societății Biblice din România, de a-l aduce pe Părintele aici, la Constanța. Părinte Profesor, aveți cuvânt? Sărăm. Iubiți părinți, iubiți credincioși, dați-mi voie să-l salut pe Părintele Profesor. Eu am ajuns la fix, dar a fost greu de ajuns din spate până la altar. Am pățit-o și sigur, Părintele Profesor, l-am avut și la noi, la maschere. Este un colaborator al facultății noastre de teologie și sper să fie și în continuare. Sunt bucuros că are această mare artă de a pătrunde în sufletele tinerilor și ale tinerilor care nu îmbătrânesc niciodată. Că și vârstnicii pot fi tineri și tinerii pot fi bătrâni. Tinerii care îl încezesc, de fapt, sunt bătrâni. Vârstnicii care sunt optimiști și doresc să aibă o creștere duhovnicească, se îndeletnicesc cu cunoștințele, cu cele frumoase, adevărate și sfinte, acei vârstnici sunt mai tineri decât tinerii care sunt plafonați. Părinte Profesor, vă rugăm să împărtășiți, pentru că toți ascultătorii pe unde ați vorbit v-au dat aripi. Aceste aripi să le întindeți și acum ca să cuprindă sufletele tuturor celor prezenți și vreau să-i socotiți pe toți cei de față la vârsta tinereții, a entuziasmului, a dorinței de cunoaștere, a dorinței de comuniune, a dorinței de a împărtăși credința, nădejdea și dragoste. Să rămână. Vă doresc succes. Să rămână. Binecuvântați de cuvânt. Să rămână. În altă simțire, Părinte, preacuvioși și cucernici părinți, iubiți credincioși, aproape că nu știu ce să zic. Mă tem să nu stric frumusețea serii acesteia cu un cuvânt omenesc, pentru că oricât de atenți am fi, ca oameni greșim, dar Dumnezeu nădăjdez din toată inima să pună și cuvântul și înțelepciunea de care aveți nevoie ca în seara aceasta să plecați, cam cum era apusul acesta de soare, liniștit și cu minte în tot ceea ce privește biserica noastră. Am ales o temă împreună cu colegii care m-au provocat, de fapt, la un curs mult mai mic. Noi inițial am gândit să facem un curs pentru câteva persoane,
în care să vorbim. Săptămâna trecută am reușit să finalizăm un astfel de curs la Sibiu despre vindecarea traumei. Și am spus că nu se poate vindeca o traumă fără bucurie și fără credință. Și atunci am înțeles că relația între bucurie și credință este poate cea mai puțin cercetată de noi astăzi. Riscurile acestea de a construi credința doar pe lucruri care credem noi că sunt foarte sobre și foarte rigoroase, ca să nu zic rigoriste, că deja termin discursul și terminăm, plecăm acasă. E clar că nu ajută fundamental nădejdii care trebuie să cupleze credința de fiecare dată. Iar unde nu este nădejde, nu e nici dragoste. Oricât de mult am vrea să spunem, un om nu poate vorbi doar din credința lui, ci trebuie să dăruiască celorlalți care ascultă nădejdea. Nădejdea de a putea câștiga. Mă supun tehnici acum. Bine. N-am stat jos în fața ușilor împărătești niciodată. Dacă zice camera. Aș vrea să vă spun că eu sunt unul dintre oamenii care au pornit dintr-un cartier care nu avea duminică. Cartierul Steagul Roșu, unde am locuit, și sună bine, cartierul Steagul Roșu, unde am locuit copil, fiind, avea cel mai apropiat punct de slujire a lui Dumnezeu în chip văzut, foarte departe. Cum eram leneș, când am mă trezit duminică dimineața, mă trezeam mai repede la un meci de fotbal decât la biserică. Sigur că era și foarte greu să înțeleg ce se întâmplă. Părintele trecea foarte rău, foarte rar prin mijlocul cartierului. De obicei trecea doi bobotează sau de Înălțarea Sfintei Cruci, cum se merge la noi în Brașov. Ba, se mai întâmplat odată și asta a fost momentul care pe mine m-a pus pe gânduri. S-a întâmplat odată ca venind cu bobotează, în loc să ia banii de bobotează care îi pusese mama acolo cu tata, a luat banii de gaz. Iar eu am fost neatent și i-am spus cu obrăznicie, recunosc că am fost obraznic, dar obrăznicie care mă obligă astăzi să fiu foarte atent în ceea ce fac în biserică. L-am întrebat, părinte bun, ați luat banii, nu luați și factura. Tata s-a supărat inițial pe mine că am fost obraznic, dar după aceea a început și el să zâmbească și să-mi spună că, într-adevăr, aveam dreptate în ce spuneam. A trebuit să se împrumute ca să poată plăti gazul. Dar mi-a spus, dacă vreodată te vei gândi să faci o profesie vocațională, să nu te uiți niciodată de unde să iei, să nu te uiți că trebuie să iei bani. Să uiți că trebuie să iei bani. M-am gândit foarte des la lucrul acesta, mai cu seamă de când am început să mă gândesc la teologie, pe care n-am gândit-o niciodată ca o știință exactă, n-am gândit-o niciodată ca o chestie în care să mă să mă transform într-un preot împăiat. Nu mi-am dorit niciodată lucrurile acestea, nici acum nu mi le doresc, de aceea când unii mă mai amenință, nu vă e frică că vă dau afară? Pentru ce? În primul rând că eu sunt afară de mult. Dar nu simt nevoia să mă apăr ca persoană. Simt nevoia să trăiesc bucuria comuniunii cu Hristos. Această bucurie a comuniunii cu Hristos mă obligă să vă spun că între credință și bucurie este o prăpastie de netrecut dacă nu înțelegi credința și dacă nu înțelegi conținutul bucuriei. Bucuria pe care ne-o propovăduiește lumea de astăzi este o bucurie stearpă. E bucuria veseliei, e bucuria care lasă mahmureală dimineața și trebuie să-i zeamă de varză și două, trei aspirine. E bucuria aceasta pe care a zis că dacă treci de pe un canal, pe altul se stinge. E bucuria știrilor. Exact ca și informația din știri care amestecă adevărul cu minciuna, care amestecă foarte des în ultima vreme minciuna cu și mai mare minciună. Cam așa e și bucuria pe care ne-o propune lumea din jur. Și atunci m-am gândit să vă spun în seara aceasta despre cea mai frumoasă dintre bucurii. Care e bucuria care se poate trăi numai în biserică, în taina dumnezeieștii împărtășani, în taina dumnezeieștii așezări la îndemâna lui Hristos. Eu am crezut multă vreme că biserica, în mintea mea, dacă aș fi fost să o desenez, desenam cum desenează copiii când sunt mici, fără să aibă tridimensional, acum cred că au și 4G, pot desena mai ușor ca în vremea mea. Dar noi desenam simplu, era ca un desen de casă cu un pic de mucava așa pe ea și cu o cruce deasupra. Știam că în sine crucea este identitatea oricărei biserici. Dar nu trecusem de fațada bisericii niciodată. Credeam în continuare că în biserică nu se întâmplă nimic. Am fost șocat să constat că dacă apeși pe o clanță și intri, biserica are în ea oameni.
Dar ce m-a mirat și mai tare, că erau o parte din oameni, erau în biserică și o parte din oameni pe pereții bisericii. Primul lucru care m-a atras în biserică a fost să mă uit pe pereți. La școală, dacă mă uitam pe pereți, mă pedepsea Doamna. Ba chiar ieșa urât la examen sau la teză. La biserică, dacă te uiți pe pereți, e perfect. Abia atunci înțelegi ce se petrece în biserică, dacă ești atent, când te uiți pe pereți. Ce am mai învățat după aceea era că unul dintre preoții din parohie de acolo unde mergeam la Sfântul Nicolae în Șcheii Brașovului, noi semnam într-un fel sau altul cu tata condica în fiecare duminică. Mergeam să punem lumânări la bunicii tatei. Trăia mama tatei, tatăl tatei a trăit foarte puțin, dar noi nu mergeam la biserică, mergeam la mamaia. Ca să ajungem la mamaia din Șchei, nu mamaia dumneavoastră. Sunteți singurul oraș care aveți o mamaie permanentă. Și la un moment dat, mergând acolo, nu identificam nici cum că în biserică e vorba de Dumnezeu. Era fain. Era cu mamaia, era cu colibă câteodată. Și apărea un nene mai micuț, cu părul pe dat așa pe spate, îmbrăcat foarte frumos, foarte frumos, care vorbea extraordinar de frumos de undeva dintr-un balconaș foarte mic. M-a încântat. M-a încântat pentru că după aceea l-am văzut pe bătrânelul ăla mergând printre oameni, dând mâna cu ei, vorbind cu ei, glumind cu oamenii. Și am înțeles că preotul nu este marțian. Preotul este un om ca toți ceilalți oameni. Că doar oamenii îi dau puterea de a rămâne la amvon, deși mai nou știți cum este. Există o poveste despre un mare predicator care predica extraordinar, dar în viața cotidiană era o lepră și jumătate. Și oamenii au spus, Părinte, hotărâți-vă. Ori urcați la amvon și nu vă mai dați jos niciodată, ori nu mai urcați niciodată la amvon. Biserica, dintr-o dată, mi s-a vărit ca un spațiu al unei credințe foarte vii. Oameni simpatici. Hristos era un om extrem de simpatic. Mă dărma când era pe cruce, am simțit foarte puternică durerea patimilor Mântuitorului, pentru că în Șchei se cânta superb prohodul Mântuitorului. Nu-l cântau doar un cor, nu-l cânta doar Pavarotti, nu-l cânta doar Placido Domingo, îl cântau toți. Femeile într-o parte, bărbații în cealaltă, tata fiind un tenor foarte bun, îl cânta pe partea cu doamnele. Ba, apoi am învățat să urc în tur la biserică și să bată toaca. Bătea toaca atât de frumos încât toți oamenii veneau la biserică când el bătea toaca. Ba, când bătea toaca în timp după prohoț și aprindeau toți lumânări, ce tată minunat aveam, la toaca lui se învârtea lumea. Prima imagine vie a bisericii, pentru mine, a fost din pragul morții lui Hristos. Mii de oameni, învârtindu-se cu lumânările în jurul bisericii și cântând mergi la cer și te așează lângă Tatăl Creator, nu mi-a venit să cred. Erau oamenii care vedeam eu pe stradă, dar am stat la coadă cu ei, la apă minerală, la lapte, la... nici n-aveam curaj să stăm la brânză acolo, stăteau oameni serioși. Erau oamenii cu care mă vedeam în librărie sau mă vedeam, știu eu, la tata, în frizerie. Dintr-o dată, oamenii aceia nu mai erau ei. În ei era ceva ce nu puteam defini. Nu vă spun, asta era seara Vinerii Celei Mari. În seara Sâmbetei Celei Mari, eu nu mai eram eu. Pentru că sigur că primeam o pereche de pantofi, aveam cămașă nouă, aveam costum pe care, sigur, de fiecare dată până venea miezul nopții, dădeam câteva semnale să vadă mama dacă merge mașina de spălat sau peria. Dar eram noi, nu mai eram noi. Eram noi și totuși alții. Și atunci am înțeles lucrul cel mai important și asta mă bucură că nu s-a schimbat în inima mea niciodată. E foarte important să vedem biserica alcătuită din oameni. Dar cel mai important este să înțelegem că biserica e alcătuită din bucurii. Mici. Foarte mici. Nesemnificative câteodată. Dar bucurii. E important să înțelegem, e foarte important să înțelegem și să facem cursuri pentru fericire dacă e nevoie. Dar cel mai important este să înțelegem că viața noastră duhovnicească este construită, cum să mă folosesc, că e un profesor de matematică totuși în sală, e alcătuită din combinări de 9 luate câte 10. 9 fericiri, fiecare fericire având în ea câte 10 porunci.
Pentru că nu poți să împlinești fericiți cei sărași cu Duhul dacă te închini altui Dumnezeu decât celui viu. Nimic din ceea ce propune o fericire nu se împlinește decât dacă reușești să împlinești fiecare poruncă. Undeva târziu, în facultate, am aflat de la unul dintre părinții din Filocalie că pe Hristos îl vezi pe măsura împlinirii poruncilor. Dar în școala generală, în liceu, habar n-aveam de așa ceva. De aceea să ne iertați că generația noastră de preoți grăbim creșterea intelectuală a copiilor și le spunem cuvinte grele. Încercăm să fim cât mai aproape de ei și cu cuvinte pe care uneori cred că nici noi nu le stăpânim ca atare. Apoi, dintr-o dată, am constatat că această bucurie a celor din jurul meu se leagă de o persoană. Era un cine care dădea bucuria. Era important că ne întâlneam între noi, era foarte frumos. Nu zic nimic de cozonac și ouă că suntem în post. Era minunat că eram acolo. Dar era un cine care ne unea pe deasupra capetelor. Un fel de Duh al lui Dumnezeu care plutea pe deasupra minților noastre obosite de comunism. Un Dumnezeu care nu îngăduise ca Moș Gerilă să ia locul lui Moș Crăciun. Cea mai frumoasă răzbunare pe ideologia de partid am trăit într-un an în care secretarul de partid ne-a strâns pe toți copiii din cartier pe o scenă să ne dea darul de la Moș Gerilă, care era tot el, cu sectoristul, și ne dădeau săracii din pungă câte un cadou. N-am înțeles la ce îmi foloseam mie la 14 ani două perechi de ciorapi roz și un camionaș mic cu roata dreaptă față stricat, dar oamenii oricum încercau să-și facă datoria. Atunci am aflat și eu, în ciuda faptului că mama lucra la alimentar, atunci am învățat și eu că portocala e portocalie. Eu credeam că portocala e albastră. Așa cred și astăzi. Și la un moment dat, când m-am întors acasă și am spus tatei ce am pățit, tata zice, lasă tata, că de seară e Crăciun, lasă tu pe Moș Gerilă. Și ne-am răzbunat în cel mai creștinesc mod cu putință. Ne-am dus în ultima cameră din apartament, aveam două, deci în a doua cameră. Jacuzziul și piscina nu mergeau, deci era liniște totală în bloc. Și am început să cântăm O ce veste minunată. După două minute a sunat la ușă vecinul de sub noi, ce vreau și eu să cânt. După încă două minute vecinul din fața noastră, și eu vreau să cânt. Până când, obligați că nu mai încăpeam în cameră, am ieșit pe holul blocului. N-am mai încăput nici pe hol. Ne-am dus în fața blocului și îndrăznesc să spun că a fost singurul răspuns valoros pe care ca oameni puteam să-l dăm în fața celor care vreau să ne transforme în orice altceva decât bucuroșii lui Hristos. Cum colinda nu se putea colinda cu botul pus, nici Hristos a înviat, am înțeles după aceea că nu se poate spune cu botul pus. Și am înțeles că, de fapt, nu poți să fii om de credință dacă nu ești om de bucurie. Nu clizit, nu cu gura până la urechi, sau dacă n-ai urechi de jur împrejur, ci pur și simplu, cu bucuria aceea pe care nu poate să-ți o ia nimeni. Știți când am primit răspunsul la momentul acela din copilărie când am cântat toți colinde? În noaptea în care tata petrecea ultima zi pe pământ înaintea ochilor noștri și nu mai era decât un teribil necunoscut în trupul lui, studenții mei și prietenii mei preoți s-au strâns și au început să colinde. Nu unu, nu două colinde. Zeci de colinde. Nu unu, nu doi studenți. Sute de oameni colindau. Lor nu le-am spus niciodată până atunci că într-o seară tata, cu bucurie, mi-a redescoperit Crăciunul ca mecanism împotriva tuturor moșgeririlor care vor să criogeneze credința și vor să criogeneze pe Hristos. Ce am mai aflat în seara de înviere a fost și mai simplu. Că nu poți să te comporți oricum. După ce încântat m-am plimbat în jurul bisericii îmbrăcat în haine, știți că în Ardeal copiii merg îmbrăcat în haine de, o să te folosesc un termen catolic, dar l-avem și noi în biserică, de ministrant, de slujitor mai miculuț. A doua zi n-am mai luat mama nu mi-a mai dat binecuvântare, a zis, nu se poate, pentru că tu ești comandant de unitate și ce o să zică oamenii ăia că-ți bagi joc de ei, dar de fapt în seara aceea am înțeles de la mama că trebuie să aleg comandant de unitate sau slujitorul lui Hristos. Și undeva deja în mintea mea am înțeles fundamental
că nu poți să fii și ideolog și credincios. Că nu poți să fii cel care se încruntă la Hristos și cel care zâmbește cu Hristos în aceeași măsură. Sigur că acum privesc lucrurile acestea retrospectiv, dar în viața mea lucrurile acestea au făcut un pic mai mult decât facultățile pe care le-am urmat. Pentru că până la urmă, în ceea ce privește credința noastră și bucuria noastră, este foarte important ce ne spun toți ceilalți. Dar este la fel de important, dacă nu mai important, modul în care ne vindecăm de răutatea din jur prin bucuria întâlnirii cu Hristos. Nu vă mai spun ce chin a fost prima spovedanie și prima împărtășanie, că am făcut-o după armată, la vreo 21 de ani. Nu duhovnicul a fost problema. Hoțul din mine, care se ascundea după deget, care încerca să-i spună curviei avion și beției mitralieră, care găsea tot felul de cuvinte cu care să se scuze înaintea lui Dumnezeu sau să se acuze prost. Pentru că există o acuzație proastă pe care ne-o aducem la fiecare spovedanie. Foarte des mergem la spovedit și spunem: am făcut toate păcatele din lume. Vine câte o mamaie, care a trecut de vârsta Unirii României și a spune că a făcut toate păcate. Zic, matale, ai dărâmat zidurile alea, blocurile alea gemene. A, nu, părinte. Zic, matale, tragi cu mitraliera prin Tanzania, pe acolo. Nu, părinte. Păi și atunci cum poți să spui că faci toate păcatele? A nu spune corect unde te afli înseamnă, de fapt, a nu fi deloc atent la dragostea lui Hristos. A îți bate joc de încrederea pe care El ți-o acordă. Pentru că ce am învățat eu cu voia lui Dumnezeu și prin ajutorul celor din jur este că e importantă credința, dar ea trebuie definită și în sensul ei real. Noi zicem, Doamne, crezi în Dumnezeu? Cred în Dumnezeu. Dar Dumnezeu crede în tine. Păi, unii chiar îți răspund, păi nu l-am întrebat. Ferească Dumnezeu să-L întrebăm, că am auzit că după ce îl vedem, plecăm. Sau doar dacă plecăm, îl vedem cu adevărat. E bine, atunci am înțeles că, de fapt, credința noastră este un schimb de încredere între noi și Dumnezeu. Noi îi dăm și primim dobândă de credință din partea lui Hristos. E foarte important și vreau să înțelegeți bine. De aici atacul fulminant împotriva bisericii în ce privește zidirile, banii și altele. Din dorința de a zdruncina încrederea. Un om care își pierde încrederea, pierde de fapt capacitatea de a gusta din încrederea pe care Dumnezeu îi acordă. Dacă m-ar întreba cineva care e cel mai bun exercițiu de revenire a unui om din starea de depresie, nu mă întreabă nimeni, niciodată, este acesta de a recăpăta încrederea că Dumnezeu te iubește, știi, când stai cu fața la perete și îți plângi de milă fără a avea obiect al milei. De aceea e important să înțelegeți că totul trece în baia aceasta a bucuriei. Când îngerul se arată femeilor mironosițe, nu le spune credeți, ci bucurați-vă. Iar acest bucurați-vă este ecoul celei mai strașnice încrederi. Bucurați-vă pentru că se împlinește ceea ce ați crezut că se împlinește. Ce teribilă lecție este duminica aceea, dis de dimineață, în ziua aceea din tâia săptămânii, când femeile mironosițe aleargă către mormântul Mântuitorului. Niște tântici. La prima vedere, nu par importante. Abia de reținem numele lor. Și pe noi, dacă mă ia cineva direct, nu știu, trebuie să deschid Scriptura câteodată. Dar îmi dau seama, odată în plus, că ele nu reprezentau pentru societatea din Ierusalim nici șefe de partid, nici directoare de instituții, nici antreprenoare vestite, nu erau nici mari traducătoare din limba română în limba pseudo-română. Ele făceau ceea ce nimeni n-avea curaj să facă, să întâmpine moartea. Țineți minte cum urcă ele acolo înfricoșate? Sigur știți. Seamănă cu noi când mergem la tămâiat după ce ne mor părinții. Mergem convinși că ei deja nu mai sunt acolo. Noi știm că am îngropat trupul, dar nădăjduim că sufletul nu e acolo. Femeile așa s-au dus.
Și dintr-o dată nu s-au întrebat, măi, dacă ne prind ăia, dacă ne ceartă ea, dacă ne lovesc ăia, dacă... Totuși erau soldați romani, erau soldații inamicului. Și dintr-o dată, în fața lor se cască un hău. Suntem singura religie din lume care ne închinăm în fața unui mormânt gol. Toți ceilalți caută câte un mormânt plin. Toți caută plinul. Pe noi ne-a salvat golul. Ca pe Naționala României. Da? Ne salvează un loc gol care este umplut de un adevăr fundamental. De ce? Căutați pe cel viu printre cei morți. De altfel, îngerul le spune prima dată, bucurați-vă, e parola de seamă. Le întreabă cam cu ce ocazie pe aici, cam așa. Ele sunt mirate pentru că de pe listă de obicei lipsește o persoană pe care tot timpul cei care au altă confesiune decât ortodoxă, catolici și catolică ne atrag atenția că e o pomenim fără să fie acolo. E Maica Domnului, da? Ea nu-i pe listă. Că noi nu votăm pe Maica Domnului la înviere. Noi avem pe Maica Domnului la înviere. Și întrebarea cea mai grea era ce, unde e ea? De ce, ea nu-i pe listă, de ce o pomeniți? Maica Domnului e într-o situație foarte dificilă de înțeles pentru cei care nu vor să înțeleagă Evanghelia. Maica Domnului n-avea de unde veni, că nu plecase niciodată de la mormântul Mântuitorului. Ce mamă știind că îl îngroapă pe Fiul Său Dumnezeu, fiind, ar fi dat bir cu fugiți. Unde să meargă Maica Domnului? Casă nu avea, fiu îl dăduse pe Ioan, dar Ioan nu apare deloc în peisaj. Era limpede că Maica Domnului rămăsese singură și singur izvor de vindecare a singurătății ei era Hristos. Bebelușul de la Betleem, smiorcăitul ăla mic, care crescuse și venise să mântuiască lumea. Ea știa cine este. Sabia trecuse prin inima ei. Văzuse crucea. Era singura dintre cei prezenți care avea conștiința întregii lucrări a Mântuitorului Hristos. Și avea, dincolo de credință, avea încredere că Hristos nu-i mincinos. De aceea e frumos momentul acesta al învierii. Femeile mironosite se întorc încetate. Sunt mironosite pentru că purtau mir. Mirul nu era deloc ieftin. Ca să nu piardă bunătate de mir, aveau două posibilități. Să-l arunce pe jos, probabil că le va fi scăpat și un vas de frică. Dar ulterior, celelalte care s-au stăpânit cu puterea, s-au întors către cetate purtând mirul în brațe. În două situații, mirul își atingea ținta. Atunci când era miruns, cel care pleca ca semn de evlavie și semn de conservare a miresmei omenești, sau ca prilej de evlavie și bucurie. Cine erau treji în Duminica Învierii în Ierusalim? Că părinții cinstiseră Paștele. Copiii erau deja deștepți. Și întâlnindu-se cu femeile care veneau de departe, femeile au făcut un simplu gest pentru a-i putea bucura pe copii. Turnându-le pe frunte câte o picătură de mir. Ei au intrat în casele părinților care s-au trezit nu din graba dimineții, ci din mirosul mirului. Și probabil că întrebându-i de unde mirul, copiii au răspuns, Hristos a înviat. E un posibil scenariu. Dar pentru mine a fost scenariul bucuriei împărtășite. Cu bucuria nu stai în gât. Ea e tristă de foarte multe ori. Ați văzut că la bucurie oamenii vă invidiază mai mult decât la moarte. Nimeni nu vă invidiază când stați la capul mortului și vă plângeți pe cel care a plecat. Decât dacă nu vă lasă o moștenire serioasă. Și atunci nu vă invidiază, se oftică. Dintr-o dată am înțeles fundamental și momentul acesta al Evangheliei ne învață încă o dată că este o relație de nezdruncinat între credință și bucurie. Că nu poți, realmente, n-ai voie să mitraliezi cu credința în nimeni. Că n-ai voie să ucizi pentru a-ți impune credința și că niciodată, nicio situație, credința nu este alta decât un dialog. Bucurați-vă, nu căutați pe cel viu între cei morți. Sigur că gândul acesta, relația între credință și bucurie, te mai trimite cu gândul la ceva. Când e bucuria pe bune bucurie?
Ca să zic câteodată, ne bucurăm la câte o nuntă, ne doare capul 3 zile. Alții se bucură că se iau. Un prieten al meu ne-a sunat într-o zi și eram împreună cu bunul meu prieten Romeo Petrașciuc și ne-a spus că a fost la nunta cuiva foarte apropiat și noi râzând, o să merge la 40 de zile. Mai în glumă, mai în serios, nu toate ne ies după calculul nostru. A crede în Hristos înseamnă a pune în mâna lui Hristos realizările tale. Nu a crede că tu ai făcut totul perfect. Perfecționiștii nu încap în biserică. Îmi pare rău, nu avem secție de perfecționiști în biserică. Aia trec în alte părți. Unde vor, la institutele de cercetări macrotehnice, la orice altceva. Pentru că Hristos nu este tehnolog. Nu este. Nu funcționează după o tehnologie dinainte stabilită. E surprinzător. Și de obicei ne surprinde cu bucuria pe care ne-o propune. E bine, dinaintea unei astfel de bucurii, am stat foarte mult și m-am gândit ce ne ține, de fapt, în biserică. Că putem să așa acasă să citim Scriptura. Da? Stăm și o citim. Cumva sună Scriptura citită acasă, în liniștea chiliei sau a camerei, și cumva sună Scriptura citită în biserică. Bine, că nu e pavarotizată. Cântă diaconul sau popa, începe textul și nu mai știe despre ce vorbește. Dar asta e altă mâncare de pește. Dar dacă nu te uiți la celălalt care se miră cu tine de text, care se bucură cu tine de text, care respiră cu tine împreună textul, de fapt n-ai nici cum taina bucuriei legată de text. Una e să auzi textul Scripturii la radio, foarte frumos, pe o voce nemaipomenită. Dar alta e să te întâlnești cu vocea lui Hristos care se transmite prin toți ceilalți care împreună cu tine ascultă Scriptura. Pentru că Sfânta Scriptură nu este o carte a însingurării. Ea nu ne face lupi. Nu ne face lupi alfa niciodată. Statutele de partid ne fac de obicei lupi alfa, lupi beta, haite. Le vedem, le auzim, se simt. Scriptura te face celălalt. Te pune în situația cea mai frumoasă pe care poți să o ai ca om, de a descoperi în celălalt fratele tău. Fratele tău e coperta Scripturii. Cum fratele tău, din Scriptura din care tu îți hrănești credința, își hrănește și el credința și își desăvârșește bucuria. Uitați-vă la copii. Oricât de proaste ar fi bomboanele dintr-o cutie, prima dată îi atrage cutia. Nu suntem altfel, nu vă mințiți. Rămânem deseori doar la coperțile noastre de creștini. Și uneori când în creștinismul nostru e câte o bomboană amară care ne vindecă de câte o boală, nu prea reușim să o asumăm. Dar dacă e cineva care să îndepărteze coperta și să ne dea bomboana zâmbind, depășim orice fel de durere care se poate naște în noi. Nu este biserica altfel decât o copilărie trăită împreună. Nu suntem altceva decât niște oameni care depindem unii de dragostea celorlalți. Nu putem trăi unii fără ceilalți. De-aia ne zbatem acum. Încercăm să ne rupem de iubirea aproapelui. Iar iubirea aproapelui ne urmează tot timpul ca o umbră de lumină. Vrem să construim, vrem să dărâmăm, vrem să ne învârtim și vrem să cârpim viețile noastre. Nimic din ceea ce facem fără iubirea aproapelui nu stă. Foarte multă lume mi-a spus și sunt mulți care cred că biserica e neatentă la eforturile oamenilor. Știți? Biserica priveghează prin călugării săi, prin preoții săi, prin rugătorii săi. Dar nu spune niciodată că o mamă care îngrijește de fetița ei nu e tot în priveghere. Din contră, crede că a-ți pupa copilul când are febră e cel puțin la fel de important atunci când săruți o icoană. Sigur că unii postim în biserică. Cărora le iese, e nemaipomenit. Bravo! Dar niciodată cel care postește nu va merge la cel care nu postește ca să-i spună că Scriptura e o carte de bucate. Că Hristos a murit pe cruce doar ca să avem tocăniță de urzici. Pe post de dinamism pastoral, misionar. Nu mai ascultați lucrurile care nu vă țin în unitate și în frățietate. Aseară cu cei de la Galați am stabilit că avem o biserică una, sfântă, sobornicească, apostolică și românească. Că Hristos din când în când între noi vine și vorbește românește cu noi. El se chinuie săracul. Pe când era student în anul întâi de facultate, a venit să ne cerceteze locurile
universitară, un profesor din Grecia, care era foarte atent la elinismul său, foarte interesant de altfel, pe care l-am admirat și l-admir până astăzi. Dar nu l-aș urma. Și la un moment dat ne spune el nouă că e limpede că în rai Adam și Eva vorbeau în limba greacă și că... Dom'le, acum m-am prins de cea... Foarte interesantă. Discursul extraordinar de interesant. Eu foarte încântat, dar na, ca băiatul care n-am făcut școală, că eram băiat de cartier, m-a ridicat și am zis: domnule profesor, vă mulțumesc, mi-a slămuit una dintre marile probleme ale căderii lui Adam și a Evei. A, ziceți, bucuros dacă e așa, dar ce ți-am lămurit? Acum am înțeles de ce au căzut Adam și Eva. Domnule, Dumnezeu vorbea românește cu ei și vorbea numai în grecește. Hristos ne vorbește pe limba inimii noastre. În adâncul, în vârful inimii noastre, e un diapazon care reglează tonurile prin care El ne vorbește. Dar noi suntem neatenți. Așa e că uneori mergeți pe stradă și nu mai auziți marea din cauza troleelor, certurilor, curuierilor. Așa e că celor bătrâni vă e dor de vremea când se auzea marea în Constanța? Cam așa e și lui Hristos dor de noi, pe când ne vorbea în inimă și noi auzeam. Pe când noi ne plimbam pe plaja lucrurilor pe care le aveam de întâmpinat, iar susurul vorbirii sale ne ajuta să ne creștem în limpezime viața. Nu împotriva bucurării noastre a venit Hristos, ci împotriva păcatelor noastre. Nu împotriva zâmbetului cordial, a mâinii întinse și a obrazului spălat cu lacrimă a venit Hristos, ci împotriva celor care nu sunt atenți câtă dumnezeire poate să încapă în zborul unui cormoran care se scufundă dincolo de luciul apei ca să-și găsească hrană. Toți suntem niște cormorani disperați, dar Hristos e soarele nostru. Mi-a spus mie astăzi un specialist că uneori, acolo la monumentul indolenței noastre naționale de pe faleză, ies cormoranii, scutură aripile și stau în soare să se usuce. Până la urmă așa suntem toți. Suntem oameni scufundați între ale noastre, care din când în când ne punem pe țărmul vieții și așteptăm ca soarele Hristos să ne usuce aripile pe care ni le-am îngreunat cu prea multa noastră căutare. Am să închei prima parte a gândului nostru din seara aceasta, că nu o să cotim conferință, nici n-am cum să o trec în curriculum vitae, că acolo trebuie să treci doar dacă participi la conferință unde participi tu și încă unul sau doi. Abia atunci sunt științifice. Aș vrea să vă spun un gând pe care l-am descoperit pe când pregăteam predica pentru Sfinții Trei Ierarhi la catedrală, unde am avut emoții foarte mari ca și acum. Chiar dacă nu le vedeți, ele sunt. Le ascund eu bine. Acolo vă dați seama, în al preasfințitul, rectorul, colegii mei universitari, nu știam până în general nu prea știu eu ce zic, dar până în seara respectivă nu găsisem un cuvânt frumos de care să mă leg. Cuvântul de care m-a legat atunci mi-a inspirat și conferința de aseară de la Galați și mi-inspiră și gândul de acum, dinaintea frăților voastre. Am să vă citesc din cel mai uitat poet al României. Nu e poezie, e un text. Îmblânzirea treptată a lumii noi este un merit de netăgăduit al religiei creștine. Afară de aceasta, ea a fost păstrătoarea culturii antice. Precum arta modernă își datorește renașterea modelelor antice, așa și creșterea lumii noi se datorește prototipului omului moral, Iisus Hristos. Pentru a-și îmbunătăți starea materială, oamenii au nevoie de mii de cunoștințe exacte. Pentru a fi buni, pentru a se respecta unii pe alții și a-și veni unul altuia în ajutor, oamenii au nevoie de religie. Pentru a mia oară se dovedește că spiritul religios, desigur, unul și același cu iubirea, nestrămutată de adevăr, este acela care formează civilizații. E Mihai Eminescu.
articol politic, să ne înțelegem. De aceea vă spun că dacă vrem să ne recâștigăm civilizația, avem nevoie de sfințire. Dacă vrem să ne recăpătăm starea de sfințire a unui popor, avem nevoie reală, fundamentală, să ne redescoperim cu adevărat sufletul. Dacă vrem să ne descoperim sufletul, trebuie să descoperim credința fără a ne pierde bucuria. E limpede că nu ne-a botezat Popa Ion în satul nostru, scufundându-ne într-o cristeniță plină cu oțet. Ne-a botezat în apă limpede, uneori foarte rece, spre disperarea mămicilor moderne, nu și a mămicilor noastre. Ne-a scufundat ca să nu confundăm lucrurile în viață. Ne-a așezat sub apă ca să putem călca tot timpul pe ape. Ne-a mirunz ca să nu ne ungem noi cu toate alifiile. Ne-a ridicat și ne-a împărtășit cu trupul și sângele lui Hristos ca să înțelegem că adevărata mâncare și adevărata băutură este trupul și sângele lui Hristos. Aici este și credința și bucuria noastră. Împărtășia care izvorăște din cristelniță și ne duce până înaintea tronului judecății lui Hristos, care nu este nici încruntat, nici pornit pe noi, că El nu e un șef de multinațională. Este Dumnezeul nostru cel viu, care se bazează că în credința noastră căpătăm încrederea Lui pentru a putea fi bucuroși până la sfârșitul veacurilor. Acesta e gândul pe care mi-am îngăduit să vi-l pun astăzi la inimă. Aștept cu bucurie întrebările dumneavoastră, dar mai cu seamă aștept rugăciunile dumneavoastră ca să vă schimbați viețile. Nu vă opriți doar la asculta și la a zâmbi un popă făcându-vă să râdeți pe Facebook. Întoarceți-vă inima la Hristos. Cereți-i să vă dăruiască puterea nașterii din nou, a nașterii care trece prin lacrima pocăinței și prin bucuria părerii de rău. Și mergeți cu fruntea ridicată. M-am uitat zilele acestea mult, odată în plus la oameni. Ne-am pierdut frunțile. Trebuie să ni le recâștigăm. Le-am lipit de pământ pentru că am uitat în ce parte e cerul. Nu vă mai temeți. Și nu vă mai temeți nu doar pentru că vă spun eu, ci pentru că ne-a spus-o El, Mântuitorul Hristos, care ne-a spus, nu vă temeți într-o condiție în care apostolii erau cu adevărat disperați. Cel înviat de pe cruce venea să le dea, să dea seamă. Se aștepta să-i tragă de urechi. Care șef părăsit nu-și trage de urechi angajații? Iar Mântuitorul, în fața fricilor, a descumpănirilor de curaj, intră în mijlocul lor și le zice, pace vouă. E clar că nu-i venit pe gâlceavă Hristos și nici pe vorbărie jignitoare de suflet. I-a venit să nu ne temem, să ne bucurăm, împlinind tot ce ne-a spus să împlinim. Revin. Combinări de 9 fericiri luate câte 10 porunci. Mergeți acasă și faceți experiența. Să vedeți cum în fiecare fericire rostită de Mântuitorul Hristos sunt toate cele 10 porunci. Nu lipsește niciuna. Puteți să mai adăugați una. Dacă vreți, care vă privește personal. Fiecăruia dintre noi ni se potrivește o fericire. Iar când nu o găsim, Dumnezeu ne îngăduie să mai scriem una. Fundamentală, prin care să putem intra în împărăția bucuriei lui Hristos. Vă mulțumesc! Da? Cred că au venit părinții cu ele de acasă, altfel n-am nici explicație. Merge. Ăsta de aici merge? Merge și ăsta? Nu știu. Nu merge? Foarte bine. Prima întrebare, cum să fac să pot mărturisi toate păcatele la spovedanie? Păi, încercând să fiți curajoasă. Fiți curajoasă, încercați să înțelegeți că
A le rosti la spovedanie nu înseamnă că le rostiți doar ca să treacă timpul. Lumea are sentimentul acesta că e obligat să vină la popă să-i spună popii ce păcate are. Uite, faceți abstracție de noi. De-a fel, toată taina spovedaniei vă roagă frumos să faceți abstracție de noi. Dar să nu faceți abstracție de Hristos. Știți, când nu spunem păcatele, semănăm cu Adam și Eva care se ascund în boscheții din rai și Domnul îl întreabă ca un tată bun. Adame, Adame, pe unde mai ești? Și Adam, aici m-am pus după tufiș, stau aici, că am o problemă cu... Vedeți că în rai era o problemă dacă era dezbrăcat. Acum nu mai e niciuna. Și apoi e un exercițiu. Să știți că niciunul dintre noi nu reușim la prima spovedanie să spunem tot. Mai avem, păstrăm câte ceva acolo. Dăm cu vraja la popă, știți, cam așa. Îl aburim, îl întoarcem, îl răsucim, îl îmbârligăm. Acum, dacă e un preot suficient de bun și slavă Domnului, l-ați avut pe Părintele Arsenie aici, nu vă dau eu lecții cum e să fiți spovediți corect. Dacă ați dat de un duhovnic bun, a zis că vă deșuruba toate piesele. Sufla în jigăre, le remonta. Omul nu-i schimbat fundamental. Argumentul că trebuie să ne schimbăm mentalitatea sexuală, de exemplu, pentru că s-a schimbat lumea, e falsă. Omul nu s-a schimbat. Tot două mâini, două picioare, creierul e același. Chimia creierului nu s-a schimbat. Îmi pare rău să-i anunțăm. Noi nu mâncăm după antropologie. Antropologia doar constată ce mâncăm. Nu ne comportăm după pasul sociologic al cercetării, ci pasul sociologic descoperă ce facem, de fapt. Așa și cu păcatul. Pe noi mă distrează că unii chiar nu cred că eu simt mirosul de tutun. Și întreb, fumați? No! Never ever! Vine că trebuie supărat, foarte supărat. Știți că lucrând cu alcoolicii de vreo 20 de ani, îi văd foarte simpatici. Pentru mine, ceea ce pe dumneavoastră, sigur, nu vă încurajează acum. Când stai cu el acasă și miroase și se comportă ca unul care n-are altceva de făcut decât să te scoată din țâțâni, nu e ok. Pentru mine e mai simpatic pentru că îmi dau seama de neputința lor din start. Ei vin pe între 4 și 6 cărări au când vin și spun, eu n-am băut în viața mea. Și eu zic, apă. Apa știu, dăunează grav la echilibru. Dar să știți că dacă luăm tonul de moraliști, de oameni care îi ceartă pe aceștia, nu rezolvăm absolut nimic. Singurul medicament prin care veți putea să vă vindecați de frica de spovedanie este dragostea duhovnicului. Dacă nu are, mutați-vă. Dacă nu simțiți că vă iubește așa păcătoși, ca să nu zic proști, că nu-i frumos în Sfânta Biserică, așa, noi suntem toți niște prostuți, așa, cu aere, cu fițe, fiecare avem câte un bagaj de iubire, ai, ce deștept sunt eu, mai avem și câte o boală de asta de invidie vedetistă. Suntem, toți avem câte toți. De aceea ne și avem ca frați, că suntem toți câte puțin luați. Și atunci, încercați să înțelegeți că la spovedanie nu mergi ca să dai bine. Nu ești ca la coafor, știți? Nu ești lider de ceva. Ești un om păcătos, prăpădit, care n-ai vrea să iei o papară în Împărăția lui Dumnezeu. Și atunci, liniștit, te supui acestui model. Problema nouă pe care eu o văd foarte des în ultima vreme este oboseala preoților. În ciuda faptului că unii ne spun că nu facem nimic, noi știm câte spitale de psihiatrie nu se deschid pentru că noi stăm în linia întâi. Că mare parte din tarele sociale, din efortul social, din această greutate a vieții de zi cu zi, se oprește în preot. Sigur că nu avem specializări, nu avem diplome, dar avem, din când în când, ne mai cercetează Duhul Sfânt și zice, băi, mai poți? Știți că e cea mai frumoasă bătaie pe umăr, nu ți-o dau oamenii. Oamenii îți dau o bătaie de unde te vezi. Duhul Sfânt din când în când îl cercetează pe preot și zice, mă, mai poți, mă, amărâtule? Și amul zice, mulți ani că ai venit, chiar nu mai puteam. Și regenerezi într-o splendoare duhovnicească pe care chiar numai Duhul Dumnezeu ți-o poate da. Cum aș putea să mă înțeleg mai bine cu părinții? Am prieteni cu care vreau să întemeiez o familie, dar părinții nu-l acceptă și îmi îngrădesc libertatea atunci când vreau să mă întâlnesc cu el. El zice că termină teologia. Cred că părinții au dreptate. Încercați să intrați în jocul lor. De câteva săptămâni la toate conferințele la care am fost, am citit și eu o carte în ultimele câteva luni, faină, a unui psihiatru evreu ateu. Deci nu mă puteți acuza acum că țin partea popilor. Un ateu simpatic, de altfel, care spune la un moment dat ce sunt ateu, slavă Domnului, și își continuă povestea.
El povestește la un moment dat, am spus-o în toate conferințele, îmi pare rău că mi le publică imediat pe internet, dar îi învăț în minte. La un moment dat el povestește despre o femeie care venise în terapie la el și spunea că nu-și poate ierta părinții. Pe tată în special. Fetele, tata, au o problemă. Cu mama, după aceea. Deci cu tata înainte de a se mărita și cu mama după măritiși de obicei. Și la un moment dat, femeia vine și povestește că era foarte supărată pe taică-su și spera tot timpul să se poată împăca cu tatăl ei, pe când mergeau de acasă de la ei până la colegiul unde învăța. Cale de 30 de minute. Și mergând așa, ajungea la un moment dat în care fierbea oarecum relația și mai că i-ar fi zis lui taică-su, da? Taică-su în momentul acela, bă, nenorociți ăștia, prăpădiți ăștia, nu sunt stare să curețe un râu, mă, pute de rupe și urât, negru de fum. Asta se uita pe geam și păi, să nu-i sănătos la cap, că pe geam ea vedea un râu limpede, frumos, cu pești colorați, cu totul perfect. Și, Doamne, cum să te înțelegi cu un om care vede o realitate atât de sumbră? N-ai cum, Doamne, nu te poți înțelege. Au trecut ani de zile, ea a încercat de două, trei ori aceeași problemă, la aceeași clipă, aceeași reacție, l-a lăsat în plata lui, a plecat, a făcut școală, moare tatăl său, ea, în continuare, conștientă că dai că era de nevorbit cu el în timp căpcăun, tot timpul se lega de un râu negru, când ea vedea că râul e curat, se întoarce acasă să aibă grijă de mama ei după moartea tatălui și își duce fetița la școală în prima zi. Când și-o duce în drum spre colegiu, constată că taică-su avea dreptate. Erau două râuri, pe partea și pe cealaltă a drumului. El vedea râul negru și murdar din partea stângă. Ea vorbea râul curat și limpede din partea dreaptă. Și spune ea terapeutului, ce abia atunci am învățat, că pentru a înțelege fundamental pe celălalt, trebuie să privești pe fereastra pe care el privește. Deci încercați să vă puneți la volanul vieții dumneavoastră în locul părinților. Și să înțelegeți, mie mi-a fost greu, dar până la urmă mi-a ieșit, să înțelegeți că și când vi se pare că vă vor răul, ei sunt în continuare la volan, măcar o perioadă. Și mai este ceva. Aud în ultima vreme tinerii că își caută foarte repede libertatea în iubire. Iubirea e mult mai grea decât libertatea. E singura libertate cu lanțuri absolute. Nu vă grăbiți, ci încercați să înțelegeți dacă ceea ce numiți iubire este cu adevărat iubire. Pentru că, în general, lumea de astăzi face un fast food din toate cuvintele. Mergem și a zis că ne dau diplome la toate grădinițele. Dacă faci pipilică, iei diplomă că ai făcut pipilică. Dacă nu faci pipilică, îți dă diplomă că nu faci pipilică. Dacă vorbești, iei diplomă că vorbești. Dacă nu vorbești, iei diplomă că nu vorbești. A zis că avem, te duci la cursuri, ai diplomă de Colegiul Național de Servicii de Kellner Cultural. Dacă nu te duci, tot îți dă și ajungi în Parlament oricum. Deci trebuie să fiți atenți. Ni s-au furat cuvintele. Știți care este salutul românesc care a fost cel mai furat? Care aproape nu mai există pe piață? Sărut mâna mamă și sărut mâna tată. Degeaba ziceți mie popă sărut mâna și săriți să mușcați mâna, nu mă pasionează. Cei care trebuie să le sărutați mâna, în primul rând, sunt părinții dumneavoastră. Doar dacă respectați mâinile acelea, are sens și respectul mâinii preotului. Abia atunci înțelegeți că pe părintele îl iubiți ca pe unul care vă naște în Hristos. Nu doar cel pe care vă ia pomenicele și apoi îl pârâți la televiziune că vă lua pomenicul cu 0,00 un ban, că mai puțin n-avem. Înțelegeți? Deci vă doresc succes, să fii ales bine și să înțelegeți că a iubi nu înseamnă doar a te plimba pe țărmul mării, ci înseamnă a seca marea dacă e nevoie să-l poți salva pe celălalt. Cum aș putea să mă înțeleg cu tatăl socru? Pe geamul lui. I-ai luat fata, omule. E un băiat care mă întreabă. I-ai luat ce avea mai scump. Cum ai vrea să te înțelegi cu el? Cu răbdare.
Dovediți de fiecare dată că atunci când se încăpățânează, n-are dreptate. Cele mai faine revolte pe care le poți avea ca om este să-i dovedești criticului tău că n-are dreptate. El e principalul dumneavoastră prieten. Nu știți acum. Vă spun eu. Un socru care își ceartă bine ginerele pe chestii obiective e cel mai bun prieten al ginerelui. Ceilalți îți pot lăuda, îi pot face de toate. Socru are întotdeauna dreptate. I-ați luat ce avea mai de preț. Lumina ochilor. Cum credeți că ar putea accepta când mergeți mediocru la întâlnire cu lumina ochilor lui? Pentru a dobândi bucuria de a fi creștin, trebuie să îndeplinim poruncile din Decalog. Iar una dintre porunci spune să ne iubim aproapele. Nu chiar în Decalog, dar e bine. E bine. De-aia e bună câte o societate biblică pe care am văzut că au hulit-o câțiva pe mail. Achtung sunt principalii donatori de Biblie pentru România în ultimii 100 de ani. Și de cărți cu conținut legat de Biblie. Da, mă rog. Uneori, ce se întâmplă atunci când noi nu ne mai înțelegem cu aproapele noastre și devenim impulsivi unii cu ceilalți? Înseamnă că ne-am prins degetele în coperta de la Scriptură. Am uitat că în sine Scriptura este un target la către care trebuie să tindem, dar niciodată nu reușim să-l atingem pentru că tot timpul avem senzația că suntem mai buni decât cuvântul Scripturii. Vă dau un exemplu. Ne spune să ne iubim aproapele și unii ne-au învățat că trebuie să nu ne iubim pe noi ca să-L iubim pe aproapele. Când de fapt Mântuitorul ne spune iubiți-L pe aproape ca pe voi înșivă. Păi dacă dumneavoastră nu vă respectați pe dumneavoastră, cum ați vrea să-i respectați pe aproapele dumneavoastră? De exemplu, când înjurați. Sigur că îl înjurați pe ăla, mai ales la televizor. Vă și aude în mijlocul terenului, strigă aia 100.000 de oameni în tribune, sunt nu știu câte 10.000 de kilometri de cablu între dumneavoastră și aia, în mod sigur ăla vă aude cum îl înjurați că a ratat o lovitură. Dar mă rog, nu mai vorbesc la farul despre cum se pierd meciurile, că nu-i frumos. Da? N-are nicio legătură cu respectul de sine faptul că vorbești urât. Mai scoți câte o ironie, tendința de a scoate câte un banc din când în când, noi ascundem în cuvinte foarte grandioase neputința noastră, de fapt. Da, ok. Dar să crești în ea tot timpul înseamnă că e lipsă de respect față de tine. I-am zis la unul care în vară mă înjura cu numele unui preot care a pătimit săracul și a zis, doamnă, pe nume o cheamă Necula. Pe bune. Dacă vrei, ți-l aduc pe fostul preot să discuți cu el. Poate ai o nevoie de dialog mai apropiat. Că unora le place să dialogueze mai apropiat. Ați văzut ce s-a întâmplat cu colectivul, ați văzut ce s-a întâmplat cu ora de religie, ați văzut cum s-au ridicat la minci, la fileu. Să știți că pentru mine toți oamenii care au jignit biserica au devenit prietenii mei. Cei mai buni prieteni ai mei. Pentru că Hristos mă învață să-mi iubesc aproapele, indiferent cine este aproapele meu. Indiferent cine este aproapele meu. Ce responsabilitate avem față de aproape și care este bucuria creștină sau ce fel poate fi înțeleasă? Ne puteți da o idee să nu se mai întâmple aceste lucruri? Păi se întâmplă că firea umană e năbădăioasă, e ca în iubire. Omul nu-l poate iubi permanent pe celălalt. Ideea că suntem în aceeași tensiune a iubirii tot timpul în anii noștri de viață este falsă. Seamănă cu povestea din Paterii când s-a dus să-l caute pe Sfântul Antonie și el, în mijlocul mulțimii de credincioși, de ucenici ai lui, se juca cu scufa de pe cap, arunca în sus și bucuros. Și ăsta îl întrebau la un moment dat, zice, cum, ăsta e Marele Antonie? Și ăsta a zis, da, e părintele nostru. Pentru ei nu era Marele Antonie, era părintele lor. Și păi cum, domnule, și ăsta aruncă așa? Păi da, zice. Și atunci părintele, știind ce îi trece prin capul acestui super analist ortodox, l-a întrebat la un moment dat și a zis, spune-mi, te rog frumos, zice, dacă spun o săgeată în arc și trag de arc, spune-mi, zice, dacă trag mai... Zice, uite, pune arcul, săgeata în arc și trage. A tras. Mai trage. A mai tras. Mai trage odată. Păi nu mai merge. Acum dă-i drumul. Nu pot să-i dau drumul. Păi de ce? Îmi dau peste degete. Și asta e și cu scufia. Zice, când întinzi prea mult, nici nu lasă să plece săgeata, nici nu mai ai unde să tragi de ea. Cam asta e și cu relația cu aproapele. Nu vă mai lăsați sufocați de... nu vă mai lăsați sufocați în niciun caz de toxicitatea aproapelui. Bine? Explicați portocala albastră. N-am ce explica. Eu cred și acum că portocale sunt albastre. Nu? Ceea ce crezi nu se explică. Ați văzut vreodată copiii, ochii copiilor bolnavi când văd o portocală pe care le duci ca să-i bucuri?
se fac albaștri. Seamănă total cu Hristos. Eu nu mai zic nimic pe temă, că încep să smiorcă și nu e frumos. Cum pot depăși momentele dificile un cuplu care își dorește foarte mult să le dăruiască Dumnezeu prunci? Răbdarea lor este pusă la încercare? Pe de o parte e răbdarea lor pusă la încercare ca oameni. Pe de altă parte nu sunt copți, probabil, suficient de mult pentru a se putea apropia de nașterea unui copil. Dar pe de altă parte, pe noi în ultima vreme ne costă foarte mult că toată țara s-a transformat într-o babă fără dinți. Toată lumea te întreabă, n-ai copii? Dar de ce n-ai copii? Dar cum? Ca fetele care trec de 30 de ani, fac o carieră strălucită și că, vai, dar nu te-ai măritat? N-a fost țelul vieții ei. Și-o trec toate babele din parohie, mă iertați de cuvântul babe, toate doamnele din parohie le trec pe pomelnic și încep să se roage ca ele să se mărite. Păi da, mai trebuie să vrea și ea să se mărite. La nașterea de copii este un echilibru pe care noi nu-l putem stabili nici medical, nici fizic. Și ați văzut că, în general, copiii de astăzi și numesc că sunt darul lui Dumnezeu. Unii îl batjocoresc exact în ce trăim în toate celelalte daruri. Preoția e darul lui Dumnezeu, fără îndoială. Unii o trăiesc cum se cuvine, alții se prefac că o trăiesc, iar alții o batjocoresc și trăiesc bine. Da? Dacă vrem să fim serioși și cu copiii, copiii fiind darul lui Dumnezeu, unora, că le-am auzit foarte des pe doamnele care sau pe, parcă pe bărbați, nu așa de duri. Dar femeile sunt chiar supărate că nu au copii și zic că, părinte, dar noi ne dorim și uite, aruncă copiii. E problema ei că aruncă copiii. Iar în ultima vreme am constatat că, datorită acestui joc de-a Dumnezeu pe care tot fac tot felul de medici, de geneticieni, femeile reușesc să nască copii, sunt bucuroase, unii critică, nu? Nașterea de copii prin implanturi și vitro și mai știu eu ce, alții nu comentează. Pentru mine personal, la cristelniță, nu ajunge rezultatul unei experiențe medicale. Ajunge un copil. Ajunge un copil. Cu mămică, cu tătic, cu trup și suflet. Trebuie ajutați oamenii să vadă valoarea copilului pe care îl așteaptă. Cred personal, din toată inima, eu am trăit un moment foarte interesant când la un moment dat mă agitam eu să găsesc o soluție la foarte multele mame venite, disperate, că n-au copii, și citesc în memoriile unui părinte, în memoriile unui părinte duhovnicesc, cum le spune respectivelor mame să vină la o icoană a Maicii Domnului care e la noi la catedrală, în Sibiu. Și eu, când veneau la mine și spuneau că sunt supărate, și uite, eu nu sunt responsabil foarte bun, nu le am pe partea asta, dar e acolo o mămică care cred că te poate ajuta. Puneți-vă nădejdea în Maica Domnului, răbdați superioritățile celor din jur, nu vă agitați să aveți copii, copiii nu vin la mămici și tătiți agitați. Și vreau să înțelegeți bine că în sine copiii nu se fac doar pentru că ne uităm la termometru, ci se fac și pentru că ne uităm la Hristos. Darul copiilor vine prin Mântuitorul Hristos. Calm. Luați-vă tricoucul, keep calm. Calm. Destinși. Copiii nu iubesc părinții învârtoșați. Și vă rog, faceți-o cu destinderea omului care iubește. Dacă noi știm că copiii se fac din dragoste, înseamnă că nu se fac la cronometru. Aia e clar. Ați fi de acord să se impoziteze bisericile? Pe dumneavoastră trebuie să vă întreb, că dumneavoastră veți plăti impozitul, nu eu. Eu nu sunt decât slujbașul dumneavoastră. Dacă votați, plătiți. Bisericile nu sunt astea. Bisericile sunteți dumneavoastră. Nici măcar nu m-ar deranja. Abia atunci s-ar constata cât de sărași suntem. Și sufletește și material. Mi-a zis un tip la, cred că la Moldova Nouă sau la Caransebeș, părinte, n-ar trebui biserica să-și vândă pădurile ca să-și termine catedrala. Să-și termine catedrala. Adică noi ne facem nouă catedrală. Și am zis, bă, n-ar fi bine să primim pădurile înainte de a le vinde, că am zis că dacă vinzi ceva ce nu-i pe acât de proprietate, e nașpa și te caută cu vioasa codruța. Și nu e ok. Adică, să fim serioși. Da? Deci dacă vrem să facem ceva, nu e obligatoriu să vindem. Știți de ce sunt supărați pe biserică oamenii ăștia? Ne gestionăm mai corect sărăcia decât ne gestionează ei bogăția. Hoțul, oricât ar fi de bun manager, se vede că e hoț.
Eu sunt foarte supărat pe propria mea conștiință de jurnalist câteodată. Uite, poate e nevoie să spun că public, eu nu sunt purtătorul de cuvânt al Mitropoliei Ardealului. Nu sunt angajatul Mitropoliei Ardealului. Nu am contract de muncă, eu sunt jurnalist. Asta aviz unor colegi de-ai mei care mă dau altceva decât sunt. Am fost în câteva situații în biserică, spre deosebire de alte instituții, pentru diferite acțiuni ale bisericii se nominalizează de către arhiereu un purtător de cuvânt, printre altele. Noi nu ne supunem legislației unei instituții oarecare, pentru că nu avem legea acelei instituții. Dar eu am rămas foarte uimit că strigă împotriva bisericii despre cum își face ea fondurile și cum se joacă cu ele, zic ei, oameni care fac parte dintr-o elită a jurnalismului care se cheamă jurnalismul de investigație. Eu sunt foarte încântat când aud că e jurnalist de investigație, domnule, serios, mă urmește. Și atunci mă întreb ca prost, n-am voie să zic prost, mă întreb, pur și simplu, cât de bun jurnalist de investigație este un jurnalist care lucrează la un ziar al cărui șef a furat statul român mai mult decât 4 catedrale. Ori nu-i jurnalist de investigație și atunci să-ți țină gura, ori jurnalist de investigație fiind înseamnă că e un prost jurnalist de investigație dacă n-a descoperit că și șeful lui fură, ori dacă a descoperit și a tăcut înseamnă că are o culpă comună. Am ajuns la momentul în care hoțul strigă prinde hoțul. Nu? Și care dăm la joale, dăm la picioare celor care încearcă să pună ordine în dreptul românesc. Vedeți? Dreptul românesc a stat prea mult pe stângul. Acum trebuie să se echilibreze, să mai stea și pe dreptul. M-au întrebat cei de la Siena, profesor mare de drept, zice, care este cel mai mare câștig, zice, da, prin ce, care e cel mai mare câștig al României după 90? Este faptul că am învățat că avem dreptul la proprietate care este inalienabil. Și nimeni nu-și poate permite să-l încalce. Cum să facem să împăcăm și să ne împăcăm pe... și să nu supărăm pe nimeni din jurul nostru. Nu o să vă iasă. Nu, credeți-mă, poți să fii cât de băiat bun sau cât de fată bună, da, se trezește cineva. De obicei, dacă lucrați într-o instituție care, a cărui șef are mulți oameni în jurul lui său, fiecare îi va cânta altfel despre tine la ureche. N-are ureche câți cântători la ureche are. A, cât de bun, dar dumneavoastră trebuie să dormiți când vă pune seara căpușorul așa în pernă, trebuie să aveți conștiința că n-ați făcut nimic împotriva celorlalți. Știți? M-a întrebat la un moment dat cineva, ce părinte, eu am o profesiune în care trebuie din când în când să fiu dur. Și atunci, dacă asta e meseria dumneavoastră, ce ar trebui să facă procurorii? Să-i cheme pe hoți? Până dimineața, bine ați venit în laboratorul nostru de investigație, poftiți niște cafea, sunteți mulțumiți, să vă aprindem țigărița? Nu? De aici, de la proasta înțelegere a demnității profesionale a unor oameni, e deruta de acum din România. Nu spun că trebuie să punem neapărat cartușele pe masă și să ne jucăm cu ele în timp ce anchetăm. Deși, uneori n-ar strica. Și noi aprindem cădelnița preventiv câteodată în biserică. Da? Dar vreau să vă atrag atenția că nicio inteligență din lume nu poate fi mai măreață decât a Mântuitorului Hristos și Hristos totuși a supărat. Dar când supărăm în numele Lui Hristos, faceți crucea mare și mulțumiți de Dumnezeu. Știți? Duhul umilit, inima înfrântă, Dumnezeu nu va urgisi, dar asta nu înseamnă că oamenii o vor iubi. Ce părere aveți despre purtatul cerceilor la fete? Păi, la unele stă bine, la altele nu le stă bine. Am zis prostit? Mai sunt aici. Deci, din punctul meu de vedere, sigur că acum ar trebui să fiu foarte dur să vă spun, lăsați cercei, dar nu vă pot... Dorința mea nu este să vă învăț cum să vă purtați cerceii, ci să vă aduc aminte că între cercei trebuie să aveți un cap cu care trebuie să gândiți. Să înțelegeți când se poartă cerceii și când nu se poartă cerceii. Să învățați cum când ne îmbrăcăm, că de învățat cum să ne dezbrăcăm, încearcă alții să ne învețe prost. Da? M-au întrebat la Galați cum e cu părul femeilor și am zis deosebit. Dacă vine când o tante așa cu păr mare pe cap și care s-a șpreiat, ea săracă, intră în biserică, între două lumânări, efectul este... Nu-i frizer mai mare decât lumânarea.
Dar asta nu înseamnă, ferească Dumnezeu, că de acum dacă intrăm în biserică trebuie să purtăm tot să ne egalizăm în ceva. Nu. Există decență. Oamenii, eu cred că biserica noastră e suficient de decentă și cu minte. L-am auzit pe un părinte odată că o oprea pe o doamnă de la împărtășanie pentru că era dată cu ojă. Și a zis, ai un felon care costă cu cât toate ojile cu care ți-a dat femeia asta de la nașterea ei până la următoarele 8 generații după ea. Și tu, când te fițoșești ca popă, tot cu ojă te dai. Vrei să pare altfel. Deci, oamenii răspund cu smerenie și curăție la smerenia și curăția slujitorului care este înaintea lor. După aceea, dacă vrem, trebuie să muncim împreună la asta. Mai dăm noi jos din perle, mai dați și dumneavoastră din cercei, ne luăm și noi veșminte mai ieftinuțe, așa un pic, nu mai proaste, că aici e riscul, că dacă e ieftin, le-ai purtat odată și poate întrebi ce ai făcut. Da? Deci, trebuie să echilibrăm lucrurile. Dar nu numai biserica trebuie să ajute la asta. Ce cum ar trebui să vorbim unei persoane care susține că nu există Dumnezeu? Silence, please. De ce să vorbiți cu el? Dacă omul are altă părere, să fie sănătos, dar nu cred. Dacă tu zici că nu cred, asta e ce. Toate astea sunt niște întâmplări, așa. Întâmplarea este modul în care Dumnezeu circulă incognito prin lume. Deci și când e întâmplare, tot Dumnezeu e prezent acolo. Dumnezeu e proniator. Dacă ei nu înțeleg pronia lui Dumnezeu, înseamnă că nu iubesc pe nimeni. Știți că aia sunt cei care neagă pe Dumnezeu. Oamenii ăștia care nu iubesc nimic. Nici măcar pe sine. Se și laudă cu asta. De exemplu, este un scriitor, Bernard Russell îl cheamă, de altfel un scriitor foarte interesant și foarte bun specialist pe istoria filozofiei. Adică în șiră corect filozofii. Și la un moment dat, Bernard Russell comentează ce unde e Dumnezeu când copiii sunt bolnavi de cancer încă acolo și dincolo și cu tară. Și... El n-a călcat niciodată într-un spital cu copii bolnavi de cancer. Eu iau pe cei care vorbesc prin studioul de televiziune. Unde-i Dumnezeu? Biserica unde e când e alu? Biserica e acolo, că dacă mergeai să-i vezi pe copii, vedeai că e și popa. Vedeai că e și doctorița care își face cruce. Că doar noi nu avem o biserică. Știți unde e greșeala fundamentală a celor care încearcă să ne atace pe catedrale, spitale? Ei ne compară cu biserica catolică. Unde, într-adevăr, lucrurile sunt foarte stricte, deși și acolo, după Conciliul II Vatican, s-au echilibrat lucrurile, în sensul că nu mai sunt popii bătuți în cuie și credincioșii bătuți în cuie. Suntem toți bătuți în cuie, dar fiecare pe cuiul lui, știți? Ori, dintr-o dată, Biserica Ortodoxă nu e așa. Biserica Ortodoxă, o doctoriță care se roagă în timpul dimineții pentru a ajuta un bolnav, e parte integrantă a liturgiei părintelui care se roagă pentru ca să lumineze Dumnezeu un medic. Adică despre ce vorbim? Biserică suntem toți cei botezați, mirunși, împărtășiți, spovediți. Așa? Mă întreabă cineva unde am următoarea conferință. Duminică la Brașov. Hai, mai două acolo. Este adevărat că e mai păcat să poftim decât să postim? Ma, dacă în timp ce postiți, poftiți, e mai bine decât dacă atunci când poftiți, postiți. Da? De poftit e de postit tot timpul. L-a postit, dacă nu poftești, nu-i postul bun. Trebuie să învingeți și dumneavoastră ceva. Le spuneau, ați văzut cea mai grea ușă din lume, cea mai grea... Noi tot vorbim de apocalipsă și de... Cea mai grea ușă din lume în timpul postului e ușa de la frigider. Dom'le, tragi de ea, ai lăsa-o, iar ai deschide-o, iar ai închide-o. Da? Ei, greu capacul de la canal, că e greu, e din material greu, dar mai greu e capacul de la o bere. Ale. L-ai lăsa, l-ai pune la loc, l-ai lăsa iarăși. Observați ce slab suntem. Ne bate ușa de frigider. Te chiar prăpădiți. Ne omoară mititelul. Da? 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 Da, sigur că există mititei de post, știți, da? Mititei fără muștar sunt de post. Ne tăiem din plăcerea muștarului. Vreau să înțelegeți bine mecanismul gândirii postului. Nu e post ce îți face plăcere. Da? E post ce îți aduce aminte că cea mai mare plăcere e Hristos. E faină, domne, borșul de fasole. Pai! Perfect! Dar dacă îl mânci 40 de litri pe zi, n-ai rezolvat problema postirii. Mă rog, ai rezolvat altele, dar nu problema postirii. Da? Deci temperanța intră în fiecare bob de fasole.
minți. Dar stați să știți că se postește, cu oamenii postesc cu minți. Cum vreau să vă mă credeți. Nu e important să mergeți la Lidl și să pierdeți o oră uitându-vă care din produsei cu lapte fără lapte. Ora aia folosiți-o rugându-vă la Maica Domnului. Principalul partener de post e Hristos, e Maica Domnului, sunt Sfinții. Nu, colega de la Lidl, ceapa asta roșie o fi roșie de la ea sau de la azot care este obținut din element de tracțiune băligăroasă și în mod cert înseamnă că are ceva animal în ea. Keep calm. Ce nu înțelegeți că mâncați, nu mâncați. E o regulă internațională. Când mergi la câte un congres prin Africa sau prin alte țări unde mai mișcă mâncarea în farfurie, dacă nu ești atent, e important să nu mănânci decât ceea ce recunoști și știi numele. Te uiți la șarpe, vezi că e șarpe, dacă îți place, îl mănânci, dacă nu, îl lași acolo. Cum ne putem găsi adevărata cale? Cu greutate, de foarte multe ori cu greutate. Adevărata cale e doar la sfârșit. Când ne pune prea cu cernitul capacul și se aud primii bulgări de pământ care pot fi sunetul unei simfonii de întâlnire cu Hristos sau am venit. Toată viața m-ai chemat și m-ai trimis. Că ziceai să te iau sau du-te la. Am sosit. Părinte, cum procedez cu o persoană care persistă în păcate, înjură de Dumnezeu și nu înțelege de vorbă bună? Dacă este cineva foarte apropiat, la fiecare înjurător de a lui, dumneavoastră faceți câte o închinăciune să nu vă vadă. Da? În general, pe copil, când vorbește prostii, mami îi dă peste guriță. Când vrei să îndrepți un om care este crescut deja major, îl ieși și îl îmbrățișezi. Băi, atât de prost ești că nu pot decât să te îmbrățișezi. Oprește-te din prostiile tale. Prima mea misiune ca preot la spital. Mă cheamă disperat o doamnă și îmi spune: Părinte, vă rog frumos să veniți, vă implor, că soțul meu e pe moarte. Știam cine era. A fost soțul ei și eu, cum am alergie la stele, deși sunt stelist, am alergie, dar am zis să mă duc. Am ajuns acolo, na, te duci la muribund, omul bolnav, cu tot felul de frate. Deci m-a jurat omul ăla cu o larghețe. Fai de capul meu. Era poet, efectiv. Ca doamna asta care a luat premiul la Botoșan și spunea că ce spune ea e poezie. Păi ăla era mega poet. Dar nu așa. Cu ură. Cu o ură care îmi desemna foarte clar că e și capabil să iubească. Și am stat așa. Cum eram numai noi doi, doi tătică. Eu băiat cu armata făcută. Nu bătea el plutonierul meu. Și dă-i, și dă-i, și dă-i, și dă-i. Zic, ați terminat? Nu, mai ziceți. Mai zic, dă-i, 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 dă-i. Mai aveți? Mai am. Ziceți, dă-i, dă-i. La un moment dat, gâfâia, gata? Gata, bun. Domnule, să ne rugăm, Doamne milește. Hai mă, părinte! A început să râdă și el săracul. Ce să zică cu un căpos de ăsta? Ce să zică în fața unui pop adus cu pluta? Deci vă rog frumos, lăsați să se vadă iubirea. Dacă iubiți doar pe cei care vă binecuvintează, aveți senzația că aveți, oricum la cum se binecuvintează la noi în ultima, Dumnezeu să te ierte, frate! Da? Lăsați-o așa. Nu umblați după binecuvântări. Folosiți înjurătorile în favoarea dumneavoastră. Pe mine când mă trimite urât câte unul, o sun pe mama imediat. Mami, să rămână, ce faci, cum ești bine? Nu? E simplu. Ce te-a? Bă, când mă înjură de altele, singura înjurătură care nu se admite este când te înjură de Dumnezeu. Pentru că acolo nu te mai înjură pe tine, te înjură Dumnezeu. Și atunci, acolo poți să ridici degetul, sprânceana și să-i zici ce gândești. Dar simpluț, cu bun simț. Cum să aduci un adolescent la credință care cunoaște în mare tainele credinței și le-a practicat copil fiind? Păi copilul e sătul, s-a plecat de tainele noastre. Deci copiii la adolescență refuză să mai vină la biserică că li s-a luat. N-am fost atenți în a le prezenta cu bucurie biserica. Le-am prezentat o biserică înțepenită. Nu-i mai judecați, vedeți unde ați greșit și reconfigurați. Vă rog eu frumos, nu mai dați vina pe ei că nu vin la biserică. Cum să facem atunci când suntem demotivați să luptăm pentru ce ne dorim? Păi rugăciune multă, răbdare și aveți grijă ce vă doriți. Uneori se întâmplă să vi se împlinească și regretați. Aveți grijă ce vă doriți. Cum îi putem convinge pe cei vârstnici să se spovedească dacă ei refuză acest lucru cu desăvârșire? Ma cu desăvârșire nimeni nu. Găsiți un duhovnic înțelept care să facă față bătrâneței lor.
Să știți că pe ne magistrează cei vârstnici, pentru că foarte multă vreme în România credeau că dacă te spovedește popa în spital, a doua zi te caută. Noi înși ne greșim. Gândiți-vă la copii. Vin copiii la împărtășit și nu deschid gura. Și mă treau, bunică, nu știu ce are părinte. Păi nu ești, mă, că-i taie popa limba. Tu ai deschide limba în fața unuia care, în gura, în fața unuia care stăie limba. Bătrânii noștri au obosit. Bătrânii noștri vin dintr-o baie de ateism. Dacă pe copii cerem să-i înțelegem, de ce nu i-am înțelege și pe cei bătrâni? Și rugați-i pe cei bătrâni din parohie să se roage pentru ei. Atât. E groaznic când un oameni în vârstă le moare celălalt, soțul sau soția. Rămân dezorientați săracii. Nu mai există pentru ei sens. Cum să fac să suport pe profesoara de matematică care este bipolară și nu are nici măcar tact pedagogic? În primul rând, vă atrag atenția că bipolaritatea, ca și ADHD-ul, sunt niște termeni inventați. Omul poate să fie nefericit, căutați, dar vedeți de ce e nefericită. Poate este nefericită tocmai pentru că noastră credeți că ea e bipolară. O fi obosită femeia, supărată. Gândiți-vă că este, dumneavoastră vă e ușor, că sunteți 30 care măcelăriți un om. Ea ca să poată măcelări 30, ia cam mult. Da? Vedeți ce nu e în regulă. Eu știu cazuri în care copiii și-au vindecat profesorii. Fiți vindecătorul cu profesorii dumneavoastră. Vreau să ne înțelege nimeni, cu foarte rare excepții, eu nu mi-am iubit profesoara de matematică pentru matematica pe care mi-a predat-o. Nici pe cea din școala generală, nici pe cea din liceu. Erau fir foarte interesante, chiar opuse alături. Dar mă întâlnesc cu ele cu o dragoste nesfârșită. Au rămas mamele mele intelectuale. Nu vă mai ascundeți după materie. Când nu înțelegeți la matematică, e de la pix și hârtie. V-a fost lene. V-a fost lene. Iar lenevia dăunează mai mult decât bipolaritatea altora. O adolescentă care dorește să plece în altă țară fără permisiunea părinților pentru a face facultate. Ce sfat îi dați, părinte? Să faceți facultate bine în România și să vă puneți eticheta peste hotare. Dacă vă luați după televizor, parcați, riscați. Eu nu mai cred mult în poveștea că acolo se face școală și aici. Nu, pentru că am avut șansa să văd și aici și acolo. Școală face cine vrea să facă. Nu există școală să facă școală. Toți în școală suntem autodidacți, mai mult sau mai puțin. Unii ajutați de sistem. La noi, de exemplu, sărăcia noastră în table magnetice și în laptopuri pe masă ne obligă să scriem în continuare de mână, activând toți centrii nervoși cerebrali de care avem nevoie pentru asta. Pare că e o sărăcie care ne costă, când de fapt e o sărăcie care ne ajută. Închideți televizorul, munciți cu o oră mai mult pe zi, faceți-vă temele corect, cultivați-vă tot ce aveți nevoie pentru a fi niște profesioniști excepționali. L-a întrebat la un moment dat domnul Constantin Noica pe domnul Pleșu dacă iubește Germania untului sau a culturii, pleca la o bursă și i-a zis, sigur că Germania culturii, ce glumești, Germania culturii e în bibliotecile noastre din țară. Tot ce ai nevoie să studiezi este foarte bine pus în biblioteca din țară. Nu vă luați după abțibilduri. Abțibildurile nu sunt cărți. Ce ar trebui să le răspundem ateilor care neagă existența lui Dumnezeu prin diverse argumente științifice, închizându-ne astfel gura? Păi se arată mai prăpădiți decât noi. În primul rând că ateul care susține că s-au epuizat toate cercetările științifice nu e un om de știință. Oameni de știință real știu că nu e epuizată știința. Și atunci, nefiind epuizată știința, argumentul că științific nu s-a descoperit Dumnezeu e fals. Celelalte toate decurg din asta. Dar nici nu mai pierdeți vremea. Faceți crucea mare și zâmbiți. Era la școală unul care, asta am trăit eu pe pielea mea, un nene, un profesor de fizică, le spunea copilor în clasă, pe bune, că nu crede că Dumnezeu există pentru că nu l-a văzut. La care un copil, clasa 6, era, ce domn profesor, e ca și cum ziceți că nu există curent electric, dar dacă băgați deștul în priză, îl simțiți. Și dumneavoastră n-aveți n-ați legat corect, zice. N-ați băgat degetul în priza lui Hristos. Sunt elev în clasa 11. În ultima vreme simt cum conștiința mi s-a cam răcit. De fiecare dată că fac ceva greșit, nu mă mai simt atât de vinovată. Pe cât ar trebui. Mă simt mult mai rea. Ce ar trebui să fac? Să nu vă judecați așa astfel. Fiți cu minte că nu faceți lucruri rele. Încercați să nu fiți bună și nu vă iese. Atât. Keep calm. Zâmbiți mai mult. Încercați să vă înțelegeți.
scoateți-vă din când în când la o înghețată. Nu numiți rău ceea ce doar vi se pare, ci doar ceea ce este. Pentru că jocul dracului este să spună că el nu este acolo unde este, ci în altă parte unde ar putea fi. Mamă, ce aici! O să vin mai des, că sunt prea lungi ăsta. E un caz medical. Părinte, o soție care se îmbolnăvește și o nouă sarcină ar pune în pericol sănătatea, are dreptul să-i ceară soțului abstinență? O soție poate să-i ceară soțului orice, dar nu poate să-i ceară. Trebuie să se împreună sfătuiască. Da? Deci doar dacă vă împreună sfătuiți. Că s-ar putea vecina să nu iubească abstinența vecinului și să aveți o problemă la gard. Sunt situații în care medicul recomandă femeii să se păzească de a mai face copii, ceea ce nu e acceptat de biserică din cauza sănătății. Sunt exemple. Mi-a dat aici. Acum să vă spun, medicii au și părerea lor care trebuie respectată fără îndoială, dar un medic care te îndeamnă la păcat nu e medic. Medicul găsește o soluție în spațiul tău de gândire. De exemplu, nu-ți spune ocolește făcutul de copii. Spune, încearcă să postești un pic mai atent. Nu știu de ce suntem atât de siderați și cenzurați sexual. Suntem o biserică liberă. Vreau să mă înțelegeți. Preotul nu e ginecologul dumneavoastră, da? El e un tip care poate să gândească împreună cu dumneavoastră, dar nu în locul dumneavoastră. E ca faza cu vaccinurile. Mă întreabă, părinte, îi vaccinăm noi? Bă, treaba mea asta? Eu pe al meu, pe unul l-am vaccinat și pe a doua am vaccinat-o. Primul a avut probleme, a doua n-a avut probleme. Dar mi-am asumat responsabilitatea. Nu dați vina pe biserică când nu vă iese. Sumați-vă, stați lângă noi. Și mai mult decât, educați-vă, cultivați-vă în modul ăsta responsabil. Apropo de bucurie și responsabilitate. Educați-vă responsabilitatea. Nu dați cu tifla tot timpul, faceți pe deștepții pe la colțuri, pe Facebook. Acolo toată lumea e deșteaptă. Și când se întâlnește cu moartea, toți dau delete la Facebook. N-am zis nimic. Da? Deci fiți un pic atenți. Fiți un pic atenți. La a doua venire a Mântuitorului va veni pe norii cerului. Așa scrie. Dar dacă farisei aveau scris așa în legea lor și ei credeau că va veni cu o armată, acum poate s-a tradus greșit. Nu s-a tradus greșit. Fariseii aveau o părere foarte bună despre cunoașterea științifică pe care o aveau, ca și cercetătorii britanici, care au foarte mare încredere în cercetarea lor științifică. Scriptura este simplă. Când spune că vine pe norii cerului, nu înseamnă că sosește cu F-14 și se bate cu Sukhov-24, da? Arată clar că Dumnezeu vine de sus. Și vine de un sus pe care nu ni-l dorim. Uitați-vă la tot ce se întâmplă în România în ultimii ani. Piețele pline de oameni sunt mutate așa. În față, în spate, în stânga și în dreapta. Niciodată în sus. Adevărata libertate a României va veni când piețele o vor lua în sus. Și vor înțelege că dincolo de blablauri, de miștouri, de ironii, de culturi paralele, vom avea nevoie real să fim oamenii lui Dumnezeu, să ne atârnăm inima de cer. De unde vine Hristos, de acolo ne vine și izbăvirea. E limpede. Ce corte să facem atunci? Ar trebui să facem atunci când ne simțim singuri și căutăm afecțiune unde nu trebuie. Păi cine vă pune să caute? E ca la, te duci la veterinar, mă doare dintele. Ăla e veterinarul, nene. Oamenii lipsiți de afecțiune vin dintr-un accident genetic al propriei lor existențe. Mulți dintre oamenii pe care îi vedeți că sunt triști că fie că au bătut, fie au fost umiliți în copilărie, nu toți au avut mamele dumneavoastră. Dacă sunteți oameni de treabă, pupați-vă mama și dacă nu e, pomeniți-o încă o dată. Luați-vă în brațe oamenii care v-au iubit și care v-au făcut să nu simțiți durerile și lipsa de afecțiune a celorlalți. Deci mie mi-e dor să-i sărut mâna tatei. Deci mâna aia n-a dat odată în mine. Și tot timpul când ridica degetul, avea un deget modificat de la ținutul foarfecei în mână. Și când ridica degetul, întotdeauna mă bucura. Era semn că mă bagă în seamă. Dar nu mai mult. Nu vă luați după... Nu tratatele psihologice ne vindecă de răutatea din noi, ci afecțiunea celorlalți din jur. Când nu aveți, uite aici. Draga de ea nu refuză pe nimeni. Stați cu minți. Nu refuză. Maica Domnului nu refuză să fie afectoasă cu nimeni. Dă pupici la copii. Îmbrățișează oameni la necaz. Uau, să știți că mai dai câte o cuinică când ți-e foame. Preoții știu ce zic. Ăștia îmbuibați, ăștia de popi, da! Ei primesc câte o pâinică de la Maica Domnului pe săptămână, pe care și-o împart în 7 felii
și nădăjduiesc ca în duminica următoare să li se mai dea o pâinică. Nu vă luați după răutăți, luați-vă după realități. Și ca să nu vă mai învinovățiți și să nu vă mai tulburați, cel mai simplu este să citiți în ochii Maicii Domnului când îi spuneți că o iubiți. Vedeți ea ce zice. Ce zice Maica Domnului? Părinte, cum poate o văduvă tânără să se împace cu greutatea singurătății în societatea actuală? Nu se va împăca. Nu se va împăca o prietenă, soția unui preot care a murit foarte tânăr, a dat-o, a scris într-o replică pe Facebook un lucru la care că viața când îți pleacă cineva drag e ca un ca o gogoașă din care a dispărut miezul de ciocolată. Dacă ea trebuie digerată, trebuie mâncată, are gust uneori, dar nu mai e cu ciocolată. Nu, știți cum? Eu cred că Dumnezeu a îngăduit să se întrupeze în mijlocul nostru ca să ne vindece nu doar de moartea noastră, ci de moartea celuilalt. Apropiați-vă mai des de potir, învățați rugăciuni care să vă bucure și încercați să ajutați pe cei care se află în situații grele. De undeva se va ivi izvorul de tandrețe de care aveți nevoie să mergeți mai departe. Ce trebuie să ne bucurăm de vrăjmașii din viața noastră? Dați-le și un suc. Cu ceanură, nu? A te bucura de vrăjmași e una dintre treptele desăvârșirii. Nu ajungem noi din prima acolo. Nu luați liftul când încercați să rezolvați o problemă. Luați-o încet. Dar nu luați pe scurtătură că vă rupeți gâtul. Încercați să vă iubiți pe dumneavoastră ca să nu deveniți vrăjmașul nimănui. Bine? Cum să ne menținem curați după spovedanie? Vă referiți la curățenia sufletească. De? Nu e imposibil. Fiecare știe unde se murdărește. Nu? Când eram mici, nu ne zicea mama la toți, bă, nu călca în baltă. E vreunul care n-a sărit în baltă la comanda, nu călca în baltă. De aia nu vă zic, ca să nu faceți opusul. Nu vă dau idei. Fiecare știe unde este, unde se întinează și unde se pun scamele pe sufletul lui. Cum ne putem recăpăta credința atunci când am pierdut-o? Cu foarte mare greutate și cu muncă multă cu noi înșine. De fapt, o credință pierdută e o credință pe care n-ai avut-o niciodată. Nu poți să pierzi ceva ce ai. Întotdeauna pierdem ceva ce n-avem. Și dacă pierdem ceva ce n-avem, înseamnă că n-am pierdut nimic. Am pierdut o părere proprie despre noi, ce cred. Stau în biserică, am locul meu lângă stâlpul din dreapta, spate, mă bate lumina la 10 și 20, exact între spun ce spai, ce perfect sunt. N-are nici o legătură cu gândirea tehnicistă credința noastră. V-ați mira. În cele mai umilitoare momente ale vieții noastre simțim cu adevărat că Dumnezeu e singurul care nu ne părăsește. Aduceți-vă aminte de momentele grele, cumplite, prin care ați trecut în viață și veți vedea. Nimeni n-ar fi stat atunci lângă dumneavoastră cum a stat El. E păcat să ai pașaport cu chip? Depinde unde mergi cu el. Aveți un turist celebru la nivel local. Nu chipul pe pașaport îl face pe om transfug, ci lipsa lui de conștiință. Fiți atenți că dracul, ca să-și bată joc de noi, minimalizează lucrurile grave și le face grave pe cele de nebăgat în seamă. Cum să-mi recâștig încrederea în mine? Mărturisesc că mi se teamă să mă afirm în domeniul în care activez. Poate că activați în un domeniu în care nu trebuie să vă afirmați. Mie îmi place preoția că aici nu poți face carieră. Serios. Trebuie să fii bătut în cap să crezi că poți face carieră în preoție. Preoția e o chemare. Poți să pui pe tine ce vrei. Dacă nu te-a chemat Hristos, nu simți nicio bucurie. De-a unii vor mai mult, tot timpul mai mult. Dacă ești bucuros de chemarea lui Hristos, nu-ți mai trebuie nimic. Ai evitat cariera. Dacă n-ai carieră, nu faci nici carii. Și îți păstrezi dinții frumoși. De aceea, dacă vreți carieră, veți avea tot timpul fierberea asta internă. Niciodată nu veți fi mulțumit. De ce există atâta răutate în lume? Pentru că suntem răi. Răutatea este manifestarea răului din noi.
neatenție din noi. Vedeți că nu suntem răi, neapărat intenționați. Uneori ne iese și nu ne chinuim. Ne iese că în firea noastră e ceva neregul. Avem un scurt circuit. Un scurt circuit care poate deveni foarte rău. Periculos chiar. Cum putem scăpa de sub influența răului? Păi lipindu-ne de bine. Opusul răului nu este mai răul, cum cred unii. Da? Zice, am pus-o pe asta că măcar știe să citească, alaltă nu știa nici să citească. Băi, nu este un motiv să pui un om la treabă, nu? Ce cum putem îndrepta partenerul de viață în credință? Păi iubindu-l, să știți că partenerii de viață sunt cam sătui de credința multora dintre noi. Dacă partenerul de viață constată că dumneavoastră n-a spus ciorba la timp pe mapă, bănuiesc o doamnă care mă întreabă, că e vorba de partener, nu un domn să mă întrebe de partenerul lui de viață, că nu mă... Da? Deci, dacă partenerul de viață vede că ești în continuare aceeași gospodină care l-a jefuit sufletește cu ciorba de... Nu mai zic ce, că e foame, e târziu... Deci, care l-a pus la punct că știe să-i facă cafeaua, că i-a călcat când era tânăr cămășile foarte bine... și că a avut grijă când el a fost răcit, a avut grijă de el, dacă credința credeți că vă oprește să călcați cămăși, să faceți ciorbă și să îngrijiți pe el când e bolnav, vă înșelați amarnic. Omul vede credința omului în faptele sale. Da? Nu ești un tată bun, doar că stai ca popă lipsit de Sfânta Masă. Ieri un părinte îmi spunea, părinte, dați-vă rog frumos pe carte și către văduva mea și cele două orfane un salut. Popii zici că ne-am lipit fundamental, de o singură țintă. Să facem totul pentru ceilalți, nimic pentru cei ai casei. Fiți atenți. Iubirea înseamnă să dăruiești celuilalt pe măsura primitului de la ei. În mod normal ar trebui interzis ca cineva care nu se ridică de la masă o zi întreagă să meargă acasă să creadă că e totul ok. Nu e ok. În lipsa noastră se petrec fenomene care sunt irecuperabile. În lipsa noastră, ca prezență în carieră, în funcție, în vocație, copiii noștri încep să meargă fără noi. Dacă vreți să rezolvați echilibrul familiei, iubiți mai mult, iubiți mai atent. Dacă într-o familie unul nu ține post și mai și bea, soțul, în paranteză, neapărat, trebuia sublinierea. Iar acela ține post, merge la biserică și citește rugăciuni în casă, Da, și ne certăm pe tema asta. Cum să procedez? Doamnă, să știți că în condițiile în care vă certați soțul doar că nu postește și bea, încercați ca în locul rugăciunilor să fiți mai atentă la ce vorbiți cu el. Toată experiența mea de 20 de ani în domeniu și poate și mai bine de 20 de ani, acum mă dau mare, îmi spune că din bătut la cap nu s-a îndreptat nimeni la minte. Și în post știți că oricum tocănița de limbă e interzisă. Deci fiți cuminți, încercați să echilibrați lucrurile și dacă postiți, trebuie să o faceți detașat și cu bucurie. Omul bucuros nu-l incită pe celălalt la supărare. Ca să pot trăi o slujbă în Hristos, ca slujba în Biblie sau unei slujbe unde se adună lume, eu mă bucur cel mai mult de gălăgia copiilor. Cum pot să-i învăț pe bătrânii de la țară să se bucure și ei de bucuria de a avea pe tineri în biserică? Țin să menționez că duminica copiii vin la sfârșitul slujbei, deci nu-i deranjează foarte mult. Părinte, n-aveți șanse să schimbați oamenii bătrâni, dar aveți șanse să îi bucurați pe copii. Eu, săptămâna acestea, am stat mult și am studiat mai multe cazuri de copii care vin la biserică și fac gălăgie, intrigându-i pe oameni, supărându-l inclusiv pe unii dintre preoți. Zic eu, undeva pe bună dreptate. Dar n-am găsit încă o comunitate creștină în România în care să zică doamnele mai în vârstă să spună, dragă, noi știm cât îți este de greu să fii mamă, că noi înșine am fost cândva, când era și mai slab ajutorul societății pentru noi. Uite ce ne-am gândit noi. Suntem trei doamne care am fost una profesoară, una asistentă medicală, una medic. Și uite, am vrea noi trei să vă îngrijim copiii voștri cât voi mergeți la biserică și stați să vă rugăm. Măcar o zi, trei ore pe săptămână să aveți și voi să vă odihniți. Și noi stăm, ne plimbăm cu copiii în jur. Sau soțul să-i spune soției, uite, săptămâna asta stau eu acasă cu copiii și vin către sfârșitul liturghiei, săptămâna viitoare stai tu acasă și vii cu copiii spre sfârșitul liturghiei. Nu spun că copiii trebuie aduși la sfârșitul liturghiei, dar e clar că ei pot deveni un factor de stres pentru ceilalți. Nu e obligat nimeni să își modifice structura lui interioară doar pentru a coincide cu gălăgia din jur. Da?
Toți suntem obligați, în schimb, să ne ajutăm unii pe ceilalți ca totul să fie bucurie. Eu am făcut lucrurile acestea cu câțiva dintre oameni. Gândiți-vă la copiii bolnavi de autism. Sau un spectru autist, că nu există bolnavi de autism. Și atunci îi vedeam pe oameni cu câtă superioritate se uitau și cum se uitau la amărâta aia de mamă. Să mă ierte mamele că am pus cuvântul la amărât. De parcă, știți cum zicea, asta deja se vede, e păcătoasă, e rea, a bătut-o Dumnezeu. Ușurel. Și le spuneam tot timpul, mamelor, zic, hai să încercăm să împărtășim. Îmi spunea o mamă, ea mi-a dat ideea, părinte, zice, ce ne facem că fetița mea făcea aproape 14 km pe jos, pe coridorul de acasă. Și nu poate sta. Da? Dacă o pun aici în catedrală, acolo, înapoi, vine, ce facem? Și a zis, Doamne, e simplu. În curtea facultății de teologie am cerut binecuvântarea de înalt preasfințitul și am împărtășit-o dându-i împărtășania prin mâna mămicii, că un copil în spectru autist nu primește de mâna preotului sau unui străin împărtășanie. În altul a stat și el și s-a uitat foarte atent la ce se întâmplă, a zâmbit și zice, să vezi că-ți vin săptămâna viitoare. Eu că pot, nu vine nimeni. Zice, mă întreabă, Doamne, ce părinte, pot să mai aduc câteva prieteni? Zic, sigur. 40 de oameni în sâmbătă următoare încă 80. Ăștia erau pierduți prin case. Erau pierduți prin indolența comunităților noastre. Nu la cei sănătoși a venit Domnul, ci la cei bolnavi. Știți cum, după o vreme, i-am văzut cum se schimbau între ei copii care erau definiți ca fiind cu autism, au început să vorbească, să glumească. Eu am văzut cu ochii mei copil pe care a scris medicul, nu va merge veci pururi. L-am văzut pe Hristos zicând, mă, asta e părerea ta, părerea mea e că acest copil trebuie să meargă. Sau poate să meargă. Și copilul merge. I-am trimis medicului filmarea cu copilul mergând la patinaj în prima zi după Crăciun. Știți? Adică există un mod al lui Dumnezeu de a gândi lucrurile acestea. Copiii nu trebuie să fie un punct de presiune. Ei devin punct de presiune doar că nu se încadrează în comunitatea deja obișnuită cu tabieturile ei. Ori noi la biserică trebuie să o rupem cu tabieturile. Vă dau un exemplu. Toți duminică dimineața am bea o cafea înainte de a merge la slujbă, nu după. Da? Cu ora de mers ea cu cafeaua. Și după aia ne tăiem tabietul ăsta și mergem cu minți la biserică să nu zică îngerul păzitor, părintele Ilie Moldovan avea o vorbă, că îngerul păzitor al preotului, îi zice îngerul păzitor, îngerii noștri păzitori se împărtășesc la liturghie. Ei nu pot intra în Sfânta Sfintelor, dar se împărtășesc în fața iconostasului, spunea părintele. Știa de unde zice. Și la un moment dat zice, vine îngerul păzitor, ce tu nu poți să te împărtășești. De ce? Zice, porcul tău a mâncat de acasă. Știți? Adică imaginea aceasta simpatică a lucrului care pare la prima vedere neînsemnat. Ei, copiii au în plus dreptul lor, care este fundamental la împărtășanie. Sunt la liceul la Seral și doamna dirigintă nu mă încurajează să dau bacul și mă tulbur, ce ar trebui să fac? Să-i dovediți că n-are dreptate. Învățați? Noi nu dăm bacul ca să mulțumim profesorii. Noi dăm bacul ca să mergem mai departe. Da? Eu am trăit să văd elevi de liceu care au ratat 2-3 ani bacalaureatul, pentru că între timp s-au schimbat regulile bacalaureatului și divorțată cu un copil de 11 ani, unde tatăl este absent de 6 ani. Cum pot umple lipsa tatălui? Tatăl nu dorește legătura cu copilul. Păi, nu aveți cum să umpleți lipsa tatălui. Încercați să fiți o mamă bună. Deci, o mamă bună înlocuiește cu maximum un tată absent. Asta este sigur. Copiii au nevoie de tată și mamă, dar în măsura în care ei rămân tată și mamă. Foarte des aud femeile care sunt după ani de zile de suportat alcoolismul bărbatului și violențele lui, ce stau cu el ca să aibă copiii tată. Păi ăsta nu este tată, cu tot respectul. Nu o hârtie sau numele cuiva pe hârtie te face tată, ci efortul de a crește împreună cu el. Cum aș putea să-l conving pe prietenul meu a merge la biserică? Păi, nu știu, cu zâmbet mult. Cu zâmbet, cu atenție mai destinsă, niciun caz trăgând de el. Prietenii ți-i faci și pe măsura mersului la biserică. Știți, m-au întrebat foarte des tinerii, ce, de unde să ne căsătorim? Păi dacă e de discotecă, de discotecă îl ai. Dacă e din bar, de bar îl ai. Dacă e din biserică, de biserică îl ai. Deci dacă l-ați luat, de unde l-ați luat, ca să-l mutați de unde l-ați luat către biserică, te-ai făcut un efort. Dar merită. Domnul a lăsat căsătoria sau mănăstirea. Când mă gândesc că trebuie să aleg, mă blochez. Nu mă văd o persoană cu familie. Iar de mănăstire nu sunt vrednic. Pot să rămân în lume fecior? Păi,
Poți, nu te oprește nimeni. Cum să nu? Fecioria e o stare, nu e doar o dovadă a medicului. Sigur, noi putem să fim în lume ca și cum n-am fi în ea. Părintele Alexandru Șmema îmi povestește la un moment dat cum s-a dus la el o tânără care tot așa pendula între mănăstire și viața de familie, lucra la o bancă și ea zice, ce vrei să faci? Zice, vreau să... Zice, vreau să mă călugăresc. Zice, ești sigură? Da. Bun. Un an de zile cât lucrez acolo la tine, la contabilitate, la ghișeu, pe toți cei pe care îi primești, să îi pui la pomenit. Nu lipsești niciodată de la nicio slujbă din biserică, te spovedești în fiecare săptămână și te împărtășești și așa o să-i fac un mic canon. Fata, după un an, s-a întors părinte, zice, ce s-a prins? Bine, da, mai vrei să te călugărești, da. Continuă să faci ce ți-a spus anul trecut. Ai încă 3 ani de încercare, tu continuă să faci asta. După 3 ani de încercare, fata a înțeles că, de fapt, ceea ce îi spusese părintele era o călugărie care se desăvârșea în toate ale călugăriei, cu excepția hainelor. Dar în rest, toate le împlinea ca la carte. E nevoie de oameni în lume mărturisitori. Nu spun că sunt călugării retrași sau... E nevoie de toți în biserică. Ce simțiți să faceți, nu faceți fără binecuvântare. Asta e foarte important. Și nu vă lăudați cu starea în care sunteți. Cum putem să ne ferim de ochi? Acum, evitând locurile unde poți fi deochiat. Da? Deci nu mai umblați între toți nenorociții și toți nefericiții care să vă invidieze. Pentru că m-a întrebat cineva, dar există deochi? Păi dacă e rugăciune în molitfelnic, înseamnă că există. Da? Încercați să fiți echilibrați și să nu dați loc niciodată celuilalt și dorinței lui de a vă pune în valoare fals. De obicei vă de oache lăudăroșii, da? Cei care vă laudă. Criticii nu vă de oache niciodată. Bucurați-vă de criticii care au dreptate. Că trebuie să îndreptați către ceva. Cum ne dăm seama dacă am găsit persoana potrivită pentru căsătorie? Păi nu ne dăm seama. Nu ne dăm este... Am spus-o și eu odată și era să... A spus că singurul joc de noroc oficial aprobat în România este căsătoria, da? De biserică, pardon. Prea fericitul părinte a râs. Eu acum nu mai râd când zic asta, pentru că s-a vădit că am dreptate. Este, este o încercare de a ne descoperi partea cea mai importantă din suflet când ne îndrăgostim. Să nu mai credeți că ne găsim jumătate. Omul nu e jumătate cu celălalt. Omul e întreg și de o parte și de cealaltă. Nu există jumătăți care se întâlnesc. Asta e în altă filozofie. La Hristos nu e așa. Dar trebuie să învățați să nu spuneți da de mai multe ori. Trebuie să învățați să spuneți da o dată și bine. Sunteți de acord cu tratamentul medicamentos îmbinat cu cel duhovnicesc pe fond depresiv? Sunt convins că așa se face. Pe când era tânăr preot în parohie, mitropolitul meu de astăzi, în Alba Sfințitul Laurențiu, avea o doamnă foarte evlavioasă care a făcut o infecție majoră la mână, dar mare de tot, aproape că trebuia să-i taie mâna. Și toți au spus, părinte, asta vrea maslu, vrea cutare. Iar părinte ce lasă aici. A urcat-o în mașină, a pus-o în dreapta și a început să-i zică rugăciune de la maslu. Și părinte, la unde mergem? Spune-o imediat. Și când a terminat o parte din maslu, că știa pe de rost, parcă au ajuns la spital și a internat. Și draga mea, unele lucruri sunt de maslu, dar altele lucruri se vindecă prin intervenție medicală. După ce termin intervenția medicală, ne vedem să facem maslu ca să se închide rana. Maslul nu suplinește prezența medicului, ci doar îl ajută pe medic să se lumineze. Cu medicul nu suplinește lipsa lui Dumnezeu, ci o prezență lui Dumnezeu în viața noastră. Ar fi culmea să avem spitale de maslu. Da? Parcă și văd pe ulei, pe părinți de ăștia, înainte văzători. De-aia în taina maslului sunt chemați 7 preoți, sau cât mai mulți, dar 7 preoți, pentru că nu știi cui aparține, de fapt, harul vindecării. Și atunci, ca să nu laude pe niciunul dintre ei, harisma este a bisericii, nu este a unei persoane. Deci, sunteți de acord cu psihoterapia? N-aș numi-o întotdeauna așa, sunt în general de acord ca omul să meargă la profesioniști. Când e bolnav, să-și caute profesioniști. Eu aud foarte des pe oameni când câte unul este luat de duhul beției, că e suficient să-i citească preotul. Iar acum vă spun, fiind capitan de echipă în terapia anti-alcool, că dacă nu faci echipă bună, degeaba scoate părintele scaramușul din bolnav, pentru că în 5 minute e înapoi și uneori cu mult mai multă durere. Trebuie să învățăm să lucrăm în echipă și fiecare să-și facă treaba. E ca într-un sobor în care nu toți sunt protoși. Protosul e protos, dar ceilalți toți participă cu rugăciunea lor.
Cel care face proscomidia e unul, cel care zice ictenia e celălalt, cel care dă pagina e altul. Deci ne vedem, toți avem locul nostru. Cum să-mi stăpânesc mânia în situații tensionate? Care este izvorul liniștii interioare? Păi dacă aflați izvorul liniștii interioare, scăpați și de mânia în situații tensionate. Noi, adevărul e că nu ne mâniem doar la tensiune. Omul care e mânios se mânie și de starea bună în care e. E nervos că nu i s-a întâmplat nimic. Da? Ce nu știu ce cu mine, că de azi dimineață n-am pățit nimic. La părinții bisericii spuneau că au pierdut vremea dacă n-au avut o ispită pe care au biruit-o. Dar noi suntem nervoși din temir ce? Liniștea interioară se câștigă prin foarte multă muncă cu sine. Postirea nu este doar ce iei din raft, ci aflarea limitei tale de la care te neliniștești. Când trăiești în Hristos împlinirea și când te lipești de Hristos, stai lipit de El acolo, nimic din ceea ce zbruschează viața nu rămâne ucigător pentru tine. Iar în general, când simțiți că vă crește tensiunea, cel mai important este să vă detensionați cu o rugăciune, cu un zâmbet, cu o binecuvântare. Dacă am strânge energia din diminețile de luni, când mergem la servici toți obosiți și plictisiți, noi nu, că de obicei spun că popii dorm lunea. Nu dorm popii lunea. Preoții dorm când apucă. Dar ceilalți merg lunea și sunt ședințe de-astea de ce avem de făcut săptămâna. Dacă am strânge energia în care toată lumea e mânioasă ca să spună cât are de făcut, ați vedea cum România ar fi așa ca o gogoașă umflată. Iar vinerea se mănâncă o lipie. Da? Pentru că noi nu știm să ne gestionăm energiile care cu adevărat pozitivează viețile noastre. Omul egal cu sine nu face exces niciodată din umflare în pene. Ori smerenia este principalul lucru prin care îți câștigi liniștea interioară. Și binecuvântarea, și hula, și invidia celorlalți, și dragostea celorlalți sunt egale. Tu știi care este misiunea ta în raport cu Hristos care te-a trimis să-ți faci meseria. Dincolo de jurăminte, dincolo de documente, de legitimații de servici, noi nu suntem doar legitimații de servici. Ce reprezintă dimineața? Soarele e una, dar dacă plouă sau ninge, acum depinde, dacă vreți să scriem poeme despre mare și dimineață, eu cred că dimineața e semnul nădejdii. Ca oameni de la malul mării știți foarte bine ce reprezintă dimineața. Când plecau pescarii, pe vremea aceea, când plecau pescarii, asta e frumusețea Evangheliei, când pescarii plecau de cu noaptea să strângă peștele, dintr-un motiv foarte simplu. Noaptea era mai răcoare, iar peștele adus la mar nu l-au duceau stricat. Treaba era de realism al vieții. Ce însemna dimineața pentru ei când în puntea în bărci și nu era niciun pește? Însemna sărăcie, însemna foame, însemna încă o zi fără pâine. Pe când dimineața în care soarele se răscula acolo între solzii peștelui, însemnau și așezare într-o normalitate, într-o necarență de hrană. E greu. Dar pentru unii dimineața înseamnă supraviețuire. Ați văzut bolnavii cu un trac să mai prindă o dimineață? Cei care ați vădit, ați avut grijă de un bolnav, ați văzut cum respiră dimineața mai liniștiți? Așteaptă o nouă zi. Cum putem să-i ajutăm pe adolescenți și nu numai pe ei, cât de nocive sunt jocurile pe telefon? Păi, în primul rând, trebuie să începem cu șoferii. Ei se joacă pe telefon când sunt pe drum, de te nebunesc. Una e joaca copiilor acasă, când se joacă un pic acolo, cât de mult s-a jucat tot un pic, și alta când ei se joacă pe telefon când sunt la volan, își caută numere de telefon, să mai dea o comandă. Când poliția a vrut să-i amendeze, toată lumea a sărit în sus. Așa se întâmplă și în viața copilor. Cu cât vreți să-i amendați pentru jocul pe telefon, vor sări în sus, nu veți rezolva nimic. Învățați telefonul să folosească corect copilul. Sunt programe suficiente care să limiteze prezența copilului la telefon. Și dacă vă este greu să faceți asta, nu mai cheltuiți pentru copii ultimii bani din casă pentru ultimile apariții din raft. Că la telefonul bunică ăla cu manivelă nu se juca nimeni. Dar noi înșine am căzut în capcana să ne modernizăm copiii în joacă. Ce înseamnă să-L iubesc pe Dumnezeu? Cum este iubirea lui Dumnezeu? N-aș ști să vă zic în câteva cuvinte. Cred că viața noastră toată e un poem de iubire. Uneori ne ies versurile, alteori nu ne ies versurile. Suntem neatenți. Dar în poemul acesta de iubire nu-i vorbim doar noi lui Dumnezeu. Dacă vreți să învățați să-L iubiți pe Dumnezeu, învățați cum vă iubește Dumnezeu pe dumneavoastră.
permanent cu fidelitate, cu logică, cu lumină. Noi nu avem un Dumnezeu mohorât, nu avem un Dumnezeu întristat. Un Dumnezeu dispus să ne dăruiască din lumina Lui. M-aș urca în brațele lui Dumnezeu și l-aș întreba, Doamne, de ce ne-ai creat? Păi nu trebuie să urcați până acolo. Deschideți Sfânta Scriptură și veți afla. Nu e nevoie să faceți un efort imposibil. Faceți un scenariu imposibil de îndeplinit. Deschideți Scriptura. Brațele părintești ale lui Dumnezeu se vădesc în fiecare literă din Scriptură. Cercetați Scripturile și acestea vă vor face îmbrățișați de Dumnezeu. Singura libertate posibilă, nu? E să stai în brațele lui Dumnezeu. Am trăit în pământ, trăind multă vreme și ne-am întors pentru a găsi liniștea lângă părinți. Au trecut ani, dar stăm din ce în ce mai rău. Un sfat. Să nu vă socotiți nici... Eu le spun când merg în Occident foarte des românilor, noi nu ne întoarcem acasă. Noi mergem acasă. Ca să-i tot timpul înaintea noastră, nu în spatele nostru. Știți, se poate întâmpla să vă meargă rău pentru că n-ați fost atent la amănuntele vieții către care ați revenit. Că v-ați obișnuit cu un bine care de fapt nu e bine. Dacă vă lipsește ceva, probabil e siguranța zilei de mâine, că aici stăm noi foarte greu. Dar gândiți-vă întotdeauna că prețul de a sta lângă părinți e mai, adică a sta lângă părinți e mai de preț decât a merge bine. Vă zic eu, care am întârziat cu o zi la înmormântarea tatei. Nu la moartea tatei. A sta lângă părinți e plata cea mai bună pentru toate celelalte. Cât costă bucuria părinților când vă văd dimineața în casă? Care e prețul ei? Cât costă strânsul de mână al tatei înainte de culcare? Cât mai costă în ultima vreme, că nu mai știu, să-ți spună mama cât ești de mare și de bătrân, să te pupe să spună că te iubește? Cât costă sărutul mamei? Dacă echivalați lucrurile, veți vedea că în banca sufletească e mai mult aur și argint decât în cealaltă și că lucrurile se pot rezolva și așa. Îmi doresc foarte mult să-mi întemeiez o familie, dar gândul curvii mă apasă. Cum aș putea să ajung în fața altarului? Păi, noi ne căsătorim și ca să evităm gândul acesta. Bine? Încercați să găsiți omul, oama bănuiesc, care să vă iubească așa cum sunteți și să prețuiască alte calități care sunt ascunse adânc în malderul ăsta de mizerie în care vă strecurați singuri. Și nu vă temeți. Știți, Duhul curviei nu iese cu mai curvia. Da? Iese cu foarte multă rugăciune și cu răbdare. Cu răbdare cu de sine. Am doi copii de 10 și 15 ani. Nu pot să fac să postească pentru că sunt pretențioși la mâncare. Nu ar mânca o zi întreagă. Cum să îi împărtășesc? Păi la capătul zilei în care nu mănâncă. Da? La capătul zilei care nu mănâncă, vorbiți cu un duhovnic lucid care înțelege această problemă. Deși copiii ne seamănă, ei sunt răzgâiați cam cum eram noi când eram mici. Numai că părinții noștri nu trăgeau să ne împărtășească. Trăgeau de noi să ne ducă la o înghețată cu 3,75 lei. Da? Vafe de aia cu napolitane. Ori acum, observați, copiii noștri au o altă preocupare decât noi, sunt deja mai buni decât noi. Să știți că uneori ne e greu să fim părinți, pentru că noi nu suntem părinți așa de buni cum sunt copiii noștri. Deci încercați să vedeți duhovnicul care să înțeleagă starea în care se află copiii aceștia și cum poate să-i ajute să se împărtășească. Dacă preoții laici, adică preoții mireni, n-avem, chiar preoți laici, chiar n-avem, da? Spun că nu este bine să luăm anafură în fiecare dimineață, iar monahul spune că putem lua noi, ce să facem? Păi, depinde de partea cui vă aflați. În general, când aveți dubii de genul acesta, uite, înalt preasfințitul e disponibil, e tot timpul aici. Și monah, și mirean cu noi odată, că e vlădicul nostru. Întrebați părinții bisericii, nu angajații bisericii. Da? Deci părinții bisericii vă vor putea spune când să luați anafură. Părerea mea personală este că dacă în fiecare dimineață ne spălăm pe față, ne închinăm, ne spălăm pe dinți, înseamnă că putem să luăm și anafură. Da? Dar nu luăm anafura între două înghițituri de cafea. Bine? Sau dacă în timpul nopții s-au petrecut lucruri de care Îngerul și-ar astupa ochii. Da? Că ținta vieții noastre nu e să luăm anafură dimineața, ci să nu-L rușinăm pe Hristos care s-a atins de anafură. Bine? Cum pot ierta trădarea într-o prietenie? Din toată inima. O prietenie care nu-i trădată din când în când, nu e o prietenie controlată.
Nu v-ați uitat că dacă nu-i furtună, nu se simte parâma de la mal? În timpul cât e soare și e marea liniștită, toate corăbile stau la mal. La furtună rezistă doar cele care au ancorajul corect făcut. Din când în când prietenii, dar în general evitați prieteniile. E sfatul meu. Evitați prieteniile, fiți cordiali cu foarte mulți, rugați-vă pentru și mai mult. Este un prieten care nu trădează tot timpul, aici, tot timpul. Singurul prieten care nu trădează e Mântuitorul Hristos. A celorlalți li se întâmplă foarte des. Cum putem scăpa de stările nervoase din relație? Dacă relația e cununată, l-a spovedit. Dacă relația nu e cununată, tot l-a spovedit, să vedeți dacă mergeți mai departe. Noi nu ne luăm să ne chinuim. Da? Spuneam aseară, mai în glumă, mai în serios, că fiind 8 martie, mai că femeile sunt supărate din două motive. Din nimic și din toate cele. Da? Dar nici bărbații nu sunt altfel decât femei câteodată. Când se întâmplă să fim agitați, se întâmplă să fim agitați pentru că undeva s-a rupt un echilibru de liniște. Să fim cuminți și atenți, atât. Cum trecem peste momentele triste și stările nervoase? Păi fiecare după cum i-a dat Dumnezeu. Știți, unii ascultă muzică și își revin. Alții, dacă le pui muzică, mai ales nenea la care cântă la vioară pe faleză, unul dintre ei, poți să fii cât de liniștit că deja te zgârie. Ideea este că pescărușii nu aveau nimic cu el. Pescărușilor le plăceau sunetele înalte. Așa și în viață. Unora ne plac sunetele înalte, altora. Pentru fiecare dintre noi Dumnezeu a rânduit o modalitate de a ieși din cercul acesta periculos al depresiei și al întristării. Sigur că toți ne-am dorit să ieșim în sus prin Hristos, să ne bucurăm, dar Dumnezeu ne dă la îndemână mijloace fiecăruia pe măsura conștiinței, credinței și minții fiecăruia dintre noi. De ce unii copii nu au șansa lor în viață? Se stimul prea devreme. Acum, să știți că a te stinge devreme în viața aceasta și a te aprinde devreme în viața cealaltă e un câștig. Noi nu-l gândim așa, dar este. Între un om de știință păcătos și răpănos și un copil îngeresc, când ai de partea ta raiul, nu gândiți atât de limitativ. Este oare mult prea mare influența răului? Nu. Copiii, când mor de copii, mor din greșelile noastre ale oamenilor. Se arată odată în plus neputința noastră, neatenția noastră, negrija noastră. Dar să știți că din moartea copiilor învață și Dumnezeu. Asta este sigur. Le-am toți povestit-o și am să vă zic. În Sâmbăta Mare a Paștului trecut, Ștefănel, care era bolnav la pat, m-a chemat și mi-a zis, părinte, zice, să știi că eu mâine dimineață mor. În noaptea asta mor. Ce ai, mă? Părinte, mor, sigur. Ce-ți veni? Ce mor acum în seara asta, zice, ca să pot să înviu de dimineață. Zic, hai să ne lămurim amândoi. Zic, n-ai vrea să mor după miezul nopții, că eu o să fiu la televizor. Și să fac cu mâna. Zic, o să fiu în transmisiune directă, o să dau lumânare, zic, fii atent, o să fiu cu veșminte frumoase. Ce ba da. Și am să stau să mor după ce te văd la televizor. După aceea am discutat, am luat binecuvântare iarăși și am dat împărtășania, zic, uite, când trece de miezul nopții, mai iei o bucățică de aici așa frumos, cu atenția mămicii, vine doamna care se ocupă și de botezurile de urgență, o să stea lângă tine, că noi am uitat să construim și operatori pastorali. Ne-am lăsat totul pe preot. Uneori, pastorația în spitale presupune și interpuși, mai ales acolo unde preotul nu poate intra cu hainele lui de afară, în orice situație, cum era cazul copilului. Și după miezul nopții s-a uitat la televizor, a fost bucuros că am zis, când am dat lumânarea celor de acolo, uite, pentru cei din studio și pentru cei de acasă bolnavi, știe el despre cine vorbesc, că am zis, el era încântat, încântat. Mi-a zis, maică, s-au zâmbit, s-au întors. Și la un moment dat zice, poți să-mi dai, da, ce mami, îți mulțumesc că ai avut grijă de mine. Și eu acum mor. Și s-a stins. N-a început cu teorie, n-a judecat pe nimeni, el știa unde merge. Măi, oameni buni, copiii știu unde merg, noi am uitat unde merge. L-am întrebat pe tata cu câteva zile înainte de moarte, zic, tata, ți-e frică de moarte? Ce părinte, că el nu mi-a mai zis niciodată pe numele meu după ce m-a hirotonit. Tata socotindu-mă tatălui după aceea, era fascinantă imaginea asta. Ce părinte, zice, de nu mi-ai fi spus unde merg, mi-ar fi fost frică, dar pentru că am încredere că tot ce mi-ai spus e adevărat, nu mi-este frică de nimic. M-au făcut praf și pulbere. Vreau să aveți încredere când vi se spune că raiul e pentru oameni, iar iadul nu.
Iar pentru a cuceri raiul e nevoie de noi, de fiecare dintre noi în parte. Părinte, cum putem scăpa de gelozie? Greu. Greu. Nu mai citiți mesajele soților. Da? Nu vă mai faceți singure rău. Vă rog frumos. Nu vă mai uitați la filme siropoase în care întotdeauna aia geloasă are dreptate. Da? Uneori nu e așa. Iar pe de altă parte, să știți că atunci când se rupe puntea unei relații, trebuie să fim grijuli și ce greșeală avem noi în ruperea punții. Femeia geloasă poate fi frumoasă, înțeleaptă nu e, poate să bucure la un moment dat, dar apoi aduce atâta întristare încât nimeni vreodată nu vrea să mai aibă de-a face cu ea. Pentru că m-a impresionat reacția unei mame, a unei doamne care a fost foarte era foarte geloasă și a zis, uite-te la mine, ce mi-a ratat toată posibilitatea de a fi bucuroasă în viață, îmbătându-mă cu oțetul ăsta urât. Ce, te rog, nu ești nici frumoasă, dar ești deșteaptă. Nu fi proastă nicio clipă în viața ta. Asta era într-o plină criză de gelozie a soției sale, care s-a și vădit că n-avea argument. Bărbatul în momentul geloziei sau soția în momentul geloziei nu au argumente. Pentru că geloșii nu ascultă argumentele. Ei cred ce vor ei să creadă. Ei cred doar în ce macină ei, în ce își pun ei despre ei înșiși. E grea gelozia, inclusiv nu doar în relații, așa, în societate, în instituții, pentru că rănește în primul rând pe gelos. Gelosul este ca un om care are în el o metastază care a puroiat în afară. Numai el nu vede că miroase. Numai el nu simte că miroase asta. Și cum putem face vorbi cu cineva care se supără atunci când spunem ce simțim? Păi nu-i mai spuneți ce simțiți. Dacă se supără, poate simțiți lucruri care lui nu-i convins să-i le spuneți. Da. Să știți că un om însurat, dacă merge să-i spuneți că-l iubiți și el își iubește soția, nu se bucură că-l iubiți. Decât dacă e supărat pe viață. Și vrea să încerce lucruri grele. Nu trebuie să spuneți totdeauna ceea ce simțiți când vedeți că celălalt este deranjat de aceasta. Dacă nu ne găsim un scop în viață sau dacă ne este frică de viitor, ce este de făcut? Păi trebuie să și trăiți, știți? Dacă din frică nimeni nu n-a biruit. Fricoșii mor foarte repede. Mor sufletește repede. Îi vezi, sunt niște zombii care circulă prin lume, încercând să schițeze viața. Nu fiți așa. Faceți-vă curaj. În primul rând, repet, toate întrebările astea mă duc cu un singur cuvânt. Toate au o cheie. Duhovnic. Duhovnic. Ce cum ar trebui să mă comport ca și șef? Aha. Astfel încât să transmit bunătate și celorlalți. Aduceți-vă aminte de sutașul care avea unul dintre subordonați bolnavi. Pentru mine a fost un șoc Evanghelia aceasta. Am citit-o în armată, am citit-o prima dată. Eu n-am înjurat până la 18 ani niciodată, că tata n-avea obiceiul și nu mergeam în locul unde se înjura. Nu ne lăsam de ochiați. Mergeam la meci, dar stăteam mai departe. Mergeam la meci de handbal, dar stăteam în alt colț al sălii decât galeria. Și la un moment dat am ajuns în armată și în două zile am recuperat toată lipsa din ultimii 18 ani. Pentru mine a fost un șoc să aud că un om din armată îi spune subordonatului său du-te și se duce, vină și vine. Și vine. N-aveam nevoie de cuvinte în plus. Deci când vreți să rezolvați problema aceasta ca șef, învățați pe oameni că au valoare cuvintele dumneavoastră. Au o încărcătură cuvintele dumneavoastră. Pe mine m-a impresionat foarte, foarte mult când le văd pe fetele astea tinere care înjură. Sunt nu deranjat. Mă doare foarte tare. Și le spun tot timpul, măi, fetelor, măi, gândiți-vă că peste câțiva ani, gura asta cu care acum bodogăniți ca hustlerul, de te doare capul, gândiți-vă foarte atenți la ce vă zic. Cu gura asta va trebui să-i spuneți fetiței voastre care va avea temperatură noaptea, mămicuță, nu ți se întâmplă nimic. Eu sunt alături de tine. El trebuie să știe că e așa. Că toate cuvintele ei au forța aceasta de a o ține în viață. Dacă acum îți oxidezi, îți ruginești cuvintele, vei scârți toată viața ta. Asta este lucrul pentru orice conducător de instituție. Erodarea conducătorilor noștri de instituție vine din parșivismul celor din jurul lor. Un conducător bun este rezistent la lingușeală. Dacă reușești să nu fii lingușit și să-i spui celui care te lingușește, nu că te deranjează,
Dar că locul lui nu este în apropierea ta imediată, ești un conducător sănătos. Nu vă lăsați duși de val. Nimeni, cu foarte rare excepții, nu iubește liderii. Pentru că le impun limite. Pentru a putea să crești în leadership, trebuie să crești în adâncimea ta intelectuală și spirituală. Trebuie să faci totul cu profesionalism și cu morală. Nu se poate altfel. Și nu e vorba doar de instituții, de stat, de biserică, tot timpul și în casă. Și în casă un tată este tată, când nu că se impune cu înjurătura, cu pumnul în masă, cu ciorba aruncată pe pereți și altele de genul ăsta, ci când și când tace, lumea știe, sau nu zice, încet că tata doarme. Da? Tata nu e prezent, tata doarme, dar încet, că noi ceilalți îi respectăm atitudine. Cum să nu mai fim invidioși pe reușitele altora? Păi încercați să reușiți și dumneavoastră mai mult. Da? Mai ales, la noi carierismul dăunează foarte grav creștinismului. Între carierism și creștinism este o prăpastie de netrecut. Dacă nu vreți să fiți carierist și vreți să fiți creștin, țineți-vă de Hristos. Ce puteți să ne spuneți tuturor acum în Marele Post celor din Constanța? Sincer, din inima dumneavoastră pentru inima, aveți senzația că v-am mincit până acum? Sau? În primul rând, să stați aproape de arhiereul dumneavoastră. Stați aproape de ierarh. Învățați că o corabie nu rezistă decât dacă este în siguranță comandantul. Învățați să trăiți toate dramele comunității cu destinderea unor oameni care știți că Hristos a înviat. Și sincer, nu vă mai luați după proști. Luați-vă după Hristos. El e lumina noastră, așa cum farul ăla când... Când luminează noaptea peste ceață, salvează suflete, așa și biserica, doar în momente de ceață și de furtună salvează. Farul, dacă ar merge ziua, n-ar avea niciun fel de valoare. El noaptea își vădește valoarea lui. Câtă răbdare să am până mă va cere de soție iubitul? Există un termen limită? Băi, nu știu ce să zic. Exista în perioada studenției mele o pildă în care unul dintre profesorii noștri a căsătorit doi oameni, unul la 89 și unul la 92 de ani și n-a prea ieșit la faza cu pișcotul. Dar în rest a fost perfect. Există la generația actuală de bărbați o foarte mare temperanță în gesturi bărbătești și datorită faptului că poți fi acuzat de hărțuire când îi spui unui om că iubește. Am ajuns atât de departe cu mizeria aceasta a egalității de gen încât bărbatului a început să-i fie frică să fie bărbat. Fiți bărbată în cazul ăsta. Întrebați-l, mă băiete, cât mai de gând să mă fierbi? Mă iei sau nu mă iei? Dacă mă iei, când? Durata și scopul vizitei. Da? Pentru că, în mod real, generația actuală de tineri bărbați este lipsită de creativitatea aceasta a curajului. Nu fiți supărați pe ei. Așa au fost învățați. La școală nu ne întreabă nimeni nimic. Trebuie să răspundem doar ce suntem învățați. În licee idem ibidem. În viața de familie părinții n-au timp de noi. Vă rog frumos să înțelegeți ce se întâmplă ca să puteți să funcționați. Înțelesul și la nu ne duce și nu ne duce pe noi în ispită. Păi a nu fi lăsat sau a nu fi dus în ispită înseamnă mai mult decât glumițele noastre pe care le ducem noi, le facem noi pe temă, înseamnă a nu mă duce pe mine în altă direcție decât în care stai tu, a nu mă lăsa pe mine să merg în alt loc decât în acela în care ești tu. E cerem de fapt lui Hristos să se arate. E ca în armată. Stai, cine-i? Comandantul gărzii. Comandantul gărzii la mine, ceilalți pe loc. Și când se apropia comandantul gărzii, cea luminează-ți fața. Și apoi parola. Îi cerem de fapt lui Hristos să fie comandantul gărzii noastre. Să-și lumineze fața ca să știm încotro merge. Să nu ne luăm după cei falși Hristoși care ne duc în ispită. Care este rostul încercărilor? Pentru fiecare încercare are rostul ei. Nu există un rost general al încercărilor. Fiecare are rostul lui. Pe unul îl face mai bun, pe altul îl face mai înțelept, pe altul parcă îl proște. Știți că noi vedem încercarea întotdeauna ca ceva negativ. Măi, oameni buni, încercarea este și să fii absolvent de liceu mediocru și să devii dintr-o dată președintele unui consiliu județean. Serios. Nu-i glumă. Sau să fii un student prost în teologie și să te duci să ți se ofere posibilitatea, cine știe prin ce context, să ajungi director de întreprindere. Tu să nu știi nimic din ce se întâmplă acolo. Asta e ispita adevărată. Când ni se întâmplă lucrurile alea urâte, grele, alea,
Păi le vedem, ne sar în ochi. Știți de ce am spus tot timpul că perioada din 1948 a fost mai ușor de trecut decât perioada aceasta? Atunci măcar știam cine e dușmanul, de unde vine, număr, știam exact comportamentul lui. Acum problema este că dușmanul nostru te trădează, dușmanul te trădează după ce face foarte des, se prezintă ca prietenul tău. E o rană. Dacă în România cad oameni, cad pentru că cei care o vreme i-au însoțit cu aplauze, cu lauri, cu galerie, dintr-o dată au mișcat, cum ziceau bătrânii, au schimbat macazul. Ori, una dintre marile calități ale unui om este aceasta să nu schimbe, să fie rămână fidel. Mulțumim Bunului Dumnezeu că am ajuns să rămână. Părinte, ce părere aveți despre Klaus Kenneth, autorul cărții 2 milioane de kilometri în căutarea adevărului? I-am făcut prefața la a doua carte și mă las în continuare uimit de cât de greu poate un om inteligent să se întoarcă la Hristos, dar și ce frumos e când se întoarce la Hristos un om inteligent, extrem de inteligent. Am auzit foarte multe cârcoteli, foarte multe comentarii. Klaus e un om fantastic. Fantastic. A trebuit într-una dintre cărți să publicăm câteva fotografii de ale lui cu părintele Rafael Noica, cu părintele Sofronie de la Essex, ca să înțeleagă cei care comentau și spuneau că ăsta nici măcar nu-i botezat, că omul e botezat, ce e creștin ortodox. Nu, mi se pare că în sine creștinismul ortodox este o chestie, o linie dreaptă, care pleacă de aici și merge aici. Pentru că nouă ne-e ușor. Aici suntem crescuți. Aici suntem crescuți. Aseară la Galați m-au întrebat cum pot supraviețui în situația acesta multiculturalității. Și mi-am adus aminte de un lucru petrecut în copilăria mea. La moschea din buricul Constanței era un muftiu bătrân simpatic. Când ne-am dus să o vizităm cu tata și mama, după ce am trecut prin tot orașul, am vizitat muzeul, am vizitat catedrala, țin minte și acum. Când am intrat înăuntru, normal trebuia să fie închisă și zice muftiul, zice, da, vă las, că vă văd că sunteți cu copiii. Tata a zis să rămână, părinte, mulțumim frumos. Am intrat, am văzut ce era de văzut, tata ținea foarte mult. Eu cred că educația copilor ține și de locul să vezi locurile mari ale neamului tău. Nu? După aia am aflat eu că e prima construcție din fier beton, din beton armat din România, dăruită de bucureșteni, nu? Dobrogenii, după ce dobrogenii au construit o biserică, celorlalți, o poveste întreagă. Dar atunci, ce aveam? Visam la baclavale, nu la geamii. Și știți ce m-a impresionat cel mai tare? I-a zis tata, zice, părinte, dar exact așa, zice, părinte, mâine pot să vin să vă tund, că astăzi ne-ați deschis. Zice, ai văzut și tu că nu stă părul bine? Da, cum să nu? Dimineața la 10 am venit de la Eforie Nord cu trenul, că pe atunci nu era nimic. Am venit și a venit tata să-l tundă pe muftiu. S-a așezat bătrân, n-am să-l uit cât trăiesc eu. S-a așezat pe scaun și a povestit ei de unde sunt fiecare. Tata la sfârșitul tunsului știa istoria întregului minaret sufletesc al omului respectiv, iar omul acela știa despre tata toată crucea vieții lui. Au plecat îmbrățișându-se, bucurându-se. După două zile, tata și-a făcut drum și l-a bărbierit pe bătrân. Cred că i-aducea aminte de tatălui cumva. Știți că atunci când am plecat cu trenul, singurii oameni eram turiști. Turiștii nu se iubesc cu localnicii neapărat. Da? Nu se creează niște lucruri fulmine. În gara din Constanța n-am să o iei niciodată. Ne aștepta muftiul și soția lui cu două piersici aurii. Avem foarte mult să ne dăruim unii altora. Dacă ne batjocorim, câștigă diavolul de fiecare dată. Eu nu spun că nu ne trebuie rigoare și să știți că tata l-a tuns foarte riguros. Da? Ne trebuie, în schimb, și candoarea aceasta părtășiei cu celălalt, a frumuseții cu celălalt. Slavă Domnului, Dobrogea dispune la ora actuală de una dintre cele mai frumoase pagini de cultură dobrogeană pe care le-am citit vreodată. Un profesor face prefața la o carte apărută la Humanitas, o sinteză de 45 de pagini, povestind despre Dobrogea mai frumos decât zeci de volume de carte. Și am înțeles, omul acela iubește locurile, nu doar istoria locurilor. A spus de faptul că mama v-a ajutat să împărtășiți un copil bolnav de autism și că ați lăsat împărtășania să mai ia și a doua zi. Așa s-a înțeles, lămuriți. Păi există cazuri în care eu nu pot să... Un copil autist nu primește din mâna unui străin. În prezența mea, foarte puțin, a plecat către copii. Să știți că nu s-a crăpat nimic. M-am uitat și nu s-a crăpat nimic. Cei care au practica spitalelor de neurologie, de neuropsihiatrie, cei care trăiesc în linia întâi și știu adevărul, ăsta este adevărul. Sunt foarte multe situații. De exemplu, în mod normal, orice secție de ginecologie de nașteri din
de maternitate din România, a trebuit să păstreze aghiasma mare, mirul nu e cazul. Dar se poate lăsa inclusiv împărtășania ca într-un dulap de urgență pentru situații de botez. Sigur că împărtășania o dă preotul dacă se poate. Și asta e de preferat. Dar nu avem preot la câte provocări avem. În situația copiilor cu astfel de situații, iar celălalt copil, nu pot să vă dau amănunte, că nu pot să vă dau amănunte despre boala unui copil ca să vă lămuriți dumneavoastră dilemele. Pot să vă spun că în acord cu binecuvântarea mitropolitului meu, știind foarte bine practica bisericii în situații de risc, am acordat exact așa cum am spus. Asta nu înseamnă că vor pleca credincioși și vă dau scris. Nimeni din biserică mâine dimineață nu se ia împărtășanie să ducă acasă. Stați liniștit. Temperați-vă rigorismele. În mod cert, toată lumea de aici știe că din mâna preotului se ia împărtășania, pentru că nimeni nu mi-a zis salut popo, toată lumea mi-a zis să rămână părinte. Oamenii știu foarte bine în biserică. Doar alții cred că nu se știe în biserică. În biserică se știe de unde se primește împărtășania. Pentru astfel de cazuri extrem de speciale, cum au fost și unele din război la un moment dat, dar noi suntem într-un război permanent. Extrem de speciale și subliniez. Asta s-a întâmplat. Sigur că n-am să o mai repet. Am să las copiii autiști să fie alungați din biserică. Copiii muribunzi din spitale batjocoriți și dacă se poate muribunzi de pe autostrăzi să moară în șanțări. Doar să ne satisfacem noi din când în când dorința de a fi perfecți. Știți ce înseamnă să-i pot spune unui medic care este ofițer și care are legitatea României peste el, că poate din când în când să intervină și să ajute în situații limită pe cei căzuți în accidente mortale. Cine credeți că îi ajută pe oamenii? Aveți senzația că plecăm noi un cârd de preoți la fiecare accident? Ei acolo știu ce au de făcut. Și slavă Domnului că știu ce au de făcut. Și bravo lor că știu ce au de făcut. Părinte, cum fac cu rugăciunea mea să-i trimit, să simt că e primită de Dumnezeu când fac cantitate, nu calitate? Asta știți, cu calitatea rugăciunii e greu, că n-avem harometru. Dacă vedeți că nu simțiți calitatea, dați drumul la cantitate. Bine? Da. Sunt o femeie care are multe roluri. Soție, mamă, angajată, gospodină. Să știți că îi se întâmplă și bărbaților, da? Să rămână. Deși mergem la biserică și încercăm să aplicăm cuvântul preotului, de cele mai multe ori disperarea și frustrarea mă domină și devin neom pentru familia mea. Ce ar trebui să schimb? Păi încercați să nu fiți gospodină la biserică, angajată în familie, da? Nu confundați spațiile de manifestare. Fiți bucuroasă și încercați să le faceți pe toate la timpul lor și la locul lor. Ce trebuie să fac și cum să mă rog pentru a-mi găsi un soț potrivit? Pentru un soț potrivit trebuie să ieșiți și pe stradă, să vorbiți cu oamenii, nu numai cu Dumnezeu. Da? Deci căutarea soțului are o dublă calitate. Axial spre altar și, da, în sus cu Dumnezeu ca să vă uniți cu El, dar de fiecare dată trebuie să priviți și în jur. Da? Hristos nu ne pune ochelari, nu ne arestează ca altă dată pe cei din penitenciare. Hristos nu ne ia posibilitatea de a vedea lumea pentru a putea să luăm o părticică din ea după aceea. Deschideți ochii, propuneți-vă. Căsnicia, să știți că e și o propunere. Te propui unui om care te poate iubi. Are disponibilitatea de a iubi. Știți că în biserică, biserica nu căsătorește două evanghelii. Căsătorește un da și un da. Mă iubești? Da, te iubesc. Mă iubești? Da, te iubesc. Noi cununăm daurile mirilor. Fără daurile mirilor nu ajunge să se împace soacrele, da? Sau socrii, pe câte o avere. Că s-a mai întâmplat și se mai întâmplă. Reușesc și alți oameni din alte religii să intre în rai? Nu știu. O să aflăm. Știți că e o poveste celebră care pe mine m-a pus pe gânduri când îngerul ia pe unul care era foarte hotărât. Știți cum e povestea? Ferească-te Dumnezeu de omul unei singure cărți. Îl ia pe ăla și îl plimbă. Merge și aici mergi pe vârful. Și de ce? Și aici sunt protestanții, dar ei cred că numai ei sunt în rai. Și aici? Și aici? Sunt catolicii și ăștia cred că numai ei sunt în rai. Și aici? Aici ăștia supra atenții la toate. Și ăștia cred că numai ei sunt în rai. Da? Deci lăsați, asta e chiar treaba lui Dumnezeu. Și cum ne vindecăm de depresie? Aveți grijă că vindecarea de depresie nu e vindecare. Nu confundați faptul că vă simțiți mai bine cu o vindecare, dar nici nu luați de depresie orice fel de întristare. Da? M-am ars la limbă cu cafeaua de dimineață și am intrat într-o depresie. Da? Nu vă jucați cu focul. Bine? Nu vă jucați cu focul.
Eu trebuie să vă spun acum, cu toată rușinea, mi-am cerut iertare de la femeie, că am dat un exemplu, dar nu pot altfel. Eram la spovedit și stăteam cam cum stă părintele, așa, așa, în catedrală, asta e ordine. Și apare o doamnă, era coada mare, așa, era cu mult înaintea Crăciunului, dar părea că e Crăciunul. Și a uit o femeie disperată, eu, cunoscând-o foarte bine și fiind o femeie foarte echilibrată, zic, băi, s-a întâmplat ceva cu ea. Doamne, vreo, părinte, am o problemă majoră, da, doamnă, poftiți. Părinte, mi s-a stricat bușonul la jacuzzi și vine bărbatul meu de la drum lung. Băi, am înțepenit. Și am zis, doamnă, dar știți că pentru asta, zic, stați că rezolvăm. Și am luat telefon, neanicu, să rămână, instalatorul, da. Neanicu, aveam, da, părinte, mergem. A rezolvat bușonul, doamne. Pentru rugăciune îl avem pe Dumnezeu, pentru rugăminții avem pe oameni. Nu confundați țintele pentru care trăiți în viață. Despre ispita din post. Păi, am spus-o. Da, un post fără ispită este ca o ciorbă fără sare. Da? Scade tensiunea, ciorba fără sare, e clar. E foarte bine. Te ajută uneori, dar nu ți-aduce aminte de nimic. Știți? Nu ți-aduce aminte de nimic. Și nu exagerați, nu e ispită tot. Să vă spun, dacă vi s-a terminat benzina din rezervor, nu e ispită, e neatenție. Da? Dacă șeful vă spune, vezi că e și jumătate și trebuia să fii la fix, nu e ispită, e întârziere. Numiți corect lucrurile cu care vă întâlniți, că altfel o să le dați o valoare pe care nu o au. Și nu exagerați, vă rog frumos. În biserică nu e cu zbătutul ochiul stâng, zbătutul ochiul drept, da? La noi singurul care are drept să se zbată în biserică e peștele în dezlegare. Da? Ce cum conving pe soțul meu să vină la biserică? Doamnă, nu știu. Ce, părinte, știți cum soțul vine la biserică dacă dumneavoastră deveniți cel mai frumos om din biserică? Pentru că vă iubește pe dumneavoastră, o să vină în biserică că ați devenit cel mai frumos om din biserică. Vă doresc succes. Bine? Ce, părinte, îmi place mult o fată. Na, dar ea are prieteni. Întrebarea e ce să fac. Taci. Și așteaptă. Da? Dacă prietenul fetei devine soțul ei, te vei bucura de o prietenie frumoasă. Da? Bucurați-vă de prietenii. Bucurați-vă de prietenii. Poți să fii cum... Lumea asta din jur ne-a învățat că doar dacă consumăm fizic niște prieteniile sunt valoroase. Nu. Prieteniile valoroase sunt cele care persistă peste ani, ca și cum te-ai fi despărțit cu oră înainte. Te întâlnești după ani de zile, ca și cum cu câteva clipe înainte te... Uneori nici nu mai știi nimic despre omul respectiv, dar tu când îl vezi, e ca și cum cu o zi înainte te-ai despărțit. Astea sunt prietenii care nu trebuie consumate decât așa cum le îngăduie Dumnezeu. De ce preotul contemporan nu se mai spovedește? Nu știu, eu sunt mai clasic și mă spovedesc. Eu sunt din Evul Mediu, oricum. Da? Asta e. Asta cu preotul contemporan și spovedețul, să știți că e la secția dumneavoastră de scenarii. La secția reală, eu spovedesc pe săptămână în jur de 30 de preoți. Minimum. Și din când în când și eu mă spovedesc. Noi, din nefericire, nu mai avem timp la spovedit, că ne mâncați timpul cu spoveditul dumneavoastră. Nu știu cum se face că începem întotdeauna de la facere, capitolul 1, versetul 1. Și până ajungem să spunem popii unde am căpătuit-o, popa e knockout. Știți ce înseamnă să rabzi 3 ore un om despre care știai ce a făcut? Că știai ce a făcut. Și el să vină 3 ore să te plimbe prin toată istoria Vechiului Testament, prin mila lui Dumnezeu, prin teologia Sfântului Ioan Gură de Aur, și la sfârșit să spună, de fapt, care era problema pe care dacă ți-o spunea din primele 5 minute, îl scuteai și pe el să facă pe deșteptul, te scuteai și tu pe tine să faci pe prostul. Spovedania este o săgeată în arc. Folosiți arcul și săgeata pusă în mâna lui Dumnezeu. Preoții care nu se spovedesc sunt triști, îi vedeți la slujit, sunt plictisiți, sunt triști, sunt amărâți, cred că li se cuvine totul și nu li s-a dat nimic, cer drepturi, trag de arhiereu, trag de profesor, se ceartă cu protopopii, dar ei sunt la altă secție. Da? Sunt la biserica reșapată. Aia care încearcă să-și revină. Să le dorim succes. Poate fi aceasta o cauză a depopulării locașului de cult? Nu. Când oamenii ies din biserică, nu ies doar pentru că preotul e neatent la spovedanie. E neatent și în altele.
Cum să îndemnăm, cum să, să-și îndemne mamele copiii către bucuria lui Hristos? Păi, copiii văd în mamă pe chipul lui Hristos. Hristos o vreme seamănă cu mama. De-aia preoții poartă reverendă. V-ați gândit de ce purtăm rochie pe noi? Da. Pentru că atunci când suntem cu fața către Sfântul Altar, suntem Maica Domnului care poartă în pântece întreaga comunitate, iar când ne întoarcem cu fața dinspre altar, spre noastră, ce-mi pace tuturor, suntem Hristos care binecuvintează comunitatea. Da? Termenul e dur să-i spunem androgenitate liturgică, dar el există. Deci, copilul identifică în mamă și în tată chipul lui Dumnezeu. Dacă mama e... De-aia și miroase uneori, eu râdeam cu studenții că Sfântul Nicolae miroase a vanilie. Că Sfântul Nicolae în mintea noastră ne leagă de bunici. Și bunicii miroase întotdeauna a vanilie, de la cozonac, de la... Găseau ei ce să facă să ne ducă de nas. Da? Întotdeauna, așa e firea omului, așa suntem construiți. Fiți o icoană bună pentru copii. Nu trageți de ei. Faptul că îi luxați mâna duminică dimineața să-l trageți la biserică, nu-l ajută la nimic, nu-l luminează, nu-l bucură. Nu-l bucură. Și să știți, am slujit la un moment dat într-o biserică unde erau numai copii. I-am văzut în slujbă, de fapt. Dom'le, erau fascinanți. Își dădeau coate, râdeau, se ciupeau. Dar când a început liturghia, n-a mișcat unul. Era atât de frumos suja părintele și erau atât de... Apropo, să vă spun. Nici n-ar trebui să fiți foarte deranjați în Constanța. Aduceți-i la o cură de armonie, Domnule. I-ați văzut pe copii cum stau când cântă băieții ăștia? Părinții ăștia. I-ați văzut? Alții, pe alții mănâncă după ureche, dar pe copii nu. Dați-le copiilor să digere frumusețea bisericii. Da? Copiii cu cât gustă din frumusețea bisericii, nu mai vor altundeva. Mi-a zis mie un puști odată la biserică. Ce faci, mă? Unul care la școală n-ar sta o oră. Ce, părinte, n-aș mai pleca din catedrală până mâine dimineață. Băi, fii atent. Tu trebuie să pleci să te odihnești. Mâine dimineață să mergi la școală. Nu, băi, vin la școală în inspecție și dacă nu ești la școală să vezi ce-ți fac. El iubea locul, omul, iubea tot. Noi trebuie să-i facem pe oameni să iubească biserica prin tot ce înseamnă biserică. Tot. De la cartea de... Îmi doresc vremea în care biserica să dea pe mâna tuturor copiilor în clasa 1, prima carte de colorat să o aibă de la biserică. Să aibă toți copiii câte o Biblie acasă. Să zică, Doamne, uite, e de la părintele nostru. E de părintele nostru ne-a dat. E un preot lângă noi la Sibiu, care, la Brașov, care a oferit copiilor de Crăciun mica Biblie, aceea albastră, care e ultima ediție. Doamne, străluceau copiilor ochii de ziceai că au primit televizor cu plasmă, auzi? Deci erau încântați. Mi-au zis părinților că părinte, n-au ieșit din cameră 5-6 zile decât să se joace. N-au mai vrut televizor, n-au mai vrut nimic. Știți de ce? Nu pentru că era cartea cea mai frumoasă. Era de la părintele, Domnule. Iar părintele e Dumnezeu pentru ei. Dați-le copiilor șansa să se părințească de mici. De ce nu se citește din Biblie la orele de religie? Probabil că aveți un profesor de lege mai analfabet, da? Un profesor de lege realist și corect, pornește întotdeauna de la Hristos, spun, știți, mi-a zis mie unul, că știți, părinte, eu sunt din Biserica Evanghelică. Dar ce, eu sunt din Biserica după mersul trenurilor? Toți suntem Biserica Evanghelică. Fundamentul Bisericii Ortodoxe este Evanghelia lui Hristos. Cine nu vă dă fundamentul Bisericii, are o problemă. Sau dacă un părinte, un profesor care s-a adus la manual. Probabil că este și vina altora. Cum să învățăm să trăim fără bunici? Greu. Dar de ce să faceți? Bunicii sunt cu noi tot timpul. Cu că scot câte o snovă, parcă aud pe bunica. Nu te obrăznici. Nu te obrăznici. Asta e o întrebare grea. Credeți că țara ar fi condusă de o structură, ar putea, e posibil ca țara să fie condusă de o structură fundamental creștină și să funcționeze după legile lui Dumnezeu? Cred că teocrația este o perioadă de istorie pe care am depășit-o greu și cu răni mari. Va fi foarte greu să ne vindecăm de ele, dar nu e imposibil. Dar să știți că am avut niște colegi intervievați de cineva și ei spuneau că în alt preasfințitul nostru i-ar fi obligat să facă politică. Eu am fost în postura de a fi președintele Consiliului Județean. M-au chemat toți cei din partide respective și ne-am spus, îmi pare foarte rău, pentru mine a fi preotul lui Hristos e mai presus decât orice politică din lume. Singura politică pe care simt nevoia să o fac este următoarea. Cu frică de Dumnezeu, cu credință și cu dragoste să vă apropiați. Iar eu chiar să am ceva de dat, spre deosebire de alții care n-au nimic de dat. Pe mine mă încântă să fiu preot. Mi-e bine așa. Nu cred că m-ar bucura să trag sforile în politică. Nu m-aș simți bine.
Că în politică, dacă n-ai tubulatura corectă, te înfunzi la jumătate. Și atunci e de preferat așa. Și cred personal, n-aș vrea să fiu în pielea nimănui care intră fără voie în jocurile politice, în malaxorul politic. Pentru că te mănâncă, te erodează. Și să știți că politica nu este numită urât, cum știm noi că e numită, pentru că, din alt motiv decât pentru că nu este fidelă. Nu este fidelă. Iar România, din nefericire, este martora unei politici a cărei regulament se schimbă în timpul meciului. Știți, e ca și cum, când atacă echipa mea, poate să fie offside, că nu e offside, am scos din regulament că e offside, și când atacă ceilalți, chiar dacă nu e offside, e offside, că noi am spus că e offside. Schimbarea legilor în timpul guvernării, o spune Anselm de Canterbury, este mai periculoasă decât o guvernare proastă. Și indiferent ce partid politic o face, că noi am avut experiența multiplelor schimbări din timpul jocului. Vă rog mult să vă rugați să n-ajungem vreodată ca preoții să fie obligați să facă politică. Înseamnă că ne-au murit chiar toate capetele luminate și au mai rămas câțiva. I-am zis în altul, este semnal de alarmă când preoții trebuie să intre și să facă politică. E semnal de alarmă pentru un popor. Știu că o să mă certați, dar trebuie să vă spun că dacă s-a schimbat ceva în modalitatea de împărtășire să fie individuală, nu din gură în gură, păi noi nu vă împărtășim din gură în gură. M-am chemat, noi vă scuipăm să nu vă deochem ce prostii ziceți, dar în rest s-a împărtășit mult mai mulți oameni. Auziți, am primit și eu o scrisoare de demonstrare de la un domn, nu demonstrare, un nene mi-a scris pe zeci de pagini de ce e important să schimbăm linguița, să vă spun un lucru. Împărtășania, în primul rând, nu este un aliment care rănește omul, ci l-ajută. Dacă omul nu înțelege asta, trebuie să stea acasă. Dar noi transfuzionăm cu împărtășania, nu umplem gurile cu împărtășania. Dovadă că în vârful degetului mic, dacă pui un pic de trup și sânge lui Hristos, să dai pe buza muribundului, este echivalent cu a mânca două potire, dacă vreți. Pentru că Hristos nu stă în noi, stă în El. Nu confundați lucrurile. Biserica nu e patiserie să schimbăm lingurițele la fiecare prăjitură. Cum se poate vindeca ruptura dintre popor și biserică? Dacă este o ruptură reală, se vindecă prin soluții reale. Eu personal, care merg ceva prin țară și ce merg ceva prin biserică, constat că noi nu avem o ruptură între biserică și popor. Nu acolo e ruptura. Fractura e în altă parte. Dar nu între popor și biserică. Cum să găsim persoana potrivită când cunoaștem numai persoane necredincioase? Nu. Ca Sfântul Pavel, când s-a dus la Roma, toți aveau adeverință de creștini. Păi dacă vreți să ajutați pe Hristos, trebuie să mergeți între necredincioși. Cu bunătate, cu simplitate, cu curăție. Da? De ce tinerii sunt necredincioși? V-am zis neneala, m-am învățat sinaxar de înjurături, cum s-ar zice. Nu, ideea că tinerii sunt mai necredincioși e falsă. Tinerii sunt doar într-o căutare mai vizibilă. Bătrânii știu să ascundă când sunt neliniștiți. Și lipsa lor de credință o pot ascunde într-o toleranță crescută sau un temir ce? Știți de la cine am învățat asta? De la Nicolae Steinhardt. Săptămâna trecută mi-a revenit pe retină propoziția care face cât 100 de cursuri de morală. El spune că cel mai greu ierți pe cei cărora le-ai greșit. Cel mai greu ierți pe cei cărora le-ai greșit. În contextul ăsta vă întreb eu, aveți senzația că generația tânără e cea mai necredincioasă? Eu zic că nu. Nu sunt ei cei mai neiertători. Dovadă că acolo au strigat, vrem spitale, nu catedrale, și pe aceea s-au rugat cu Tatăl nostru cerându-și iertare. Pentru mine a fost extrem de important modul în care biserica a reușit să gestioneze una dintre cele mai mari minciuni media pe care le-a avut România în ultimii 800 de ani. Vă rugăm să ne ajutați să înțelegem mai clar care poruncă corespunde cărei fericiri. Promit că am să scriu un articol și îl publicăm. Dacă îmi dă binecuvântarea, în altul îl punem într-o revistă eparhială. Bine? Toate cele 10 porunci intră în fiecare fericire. Toate. Combinări de 9 luate câte 10.
mă ceartă proful de mate, sau de 10 câte 9, că tot aia e de fapt. Nu știu cât e, că nu mai știu. Cifra finală chiar nu știu. Dar asta arată multitudinea de posibilități pe care ne-o acordă Dumnezeu să putem fi fericiți. Da? Părinte, dar de mânie cum să scăpăm? Eu scap foarte greu. Scap încă greu. Cred că oamenii care reușesc să nu se mânie sunt cei mai fericiți dintre oameni. Probabil că ei aplică fericirea întâi. Și a doua. Și a treia. Sau toate nouă deodată, da? Deci un om care, când noi când ne mâniem, ne mâniem despre, asupra unei imagini de sine pe care noi ne-am făcut-o. Suntem mânioși pentru că ceva ce noi ne spuneam, nu e cum ne spuneam. Părinte, cum știm dacă ne-am ales bine duhovnicul? Păi, cu bucurie. Dacă, e ca la dentist. Dacă nu vă dor dinții după extracție, înseamnă că ai extras dintele bun. Da? Dacă mergeți la medic și îi spuneți că vă doare dintele stânga jos și îl vă scoate dreapta sus, data viitoare vă rugăm să nu mai apelați la acelea servicii. Iar duhovnicul bun nu înseamnă la că ce da, sigur, așa, nemaipomenit, excepționalule. Duhovnicul te încurajează certându-te cu dragoste. Întotdeauna el îți spune un cuvânt greu, care ai spus în gura oricărui altuia îl spărgeați, dar atunci simți că îți iubești duhovnicul. Când el zice un cuvânt greu, dar cu o dragoste care te face să zâmbești. Și mergi mai departe. Cum aș putea să mă descurc într-un colectiv cu copii care înjură? Păi, nu înjurați. Bine? Dacă reușiți să nu înjurați, eu nu mai știu cum rezistă învățătoarele astăzi, am niște rapoarte de pe, din teren incredibile. La ce stadiu s-a ajuns datorită libertății și plurieducaționale și multieducaționale și un proiect de țară, dacă vrei să-l ucizi, îl ucizi din clasele 1-4. Omori învățătoarele cu copii care au toate drepturile, inclusiv dreptul de a o înjura pe învățătoare. Am intrat într-o clasă la o dată și ce învățătoarea, părinte, nu stați mult că ăștia odată vă înjură. Zic, să vezi ce înjur eu. Îmi dau jos reverie, îmi da, zic, acum vă mănânc. Ăia cu minți n-au scos nimic. Doamnă, zic, e clar, treaba asta am rezolvat-o. Mi-a spus femeia ce, părinte, niciodată n-am mai înjurat de atunci. Adică copilul trebuie să spui, băi, o prostie, ce spui tu, e o tâmpenie. Eram într-o clasă, într-o școală unde copiii erau foarte violenți și rupseseră de două ori ușa. S-a chinuit beata învățătoare să pună petice, dă-i, luptă. Dom'le, ușa a treia oară ruptă. Zice, ce facem? Zic, scoatem ușa. Am pus ușa lângă. Știți cum făceau? Ei, lasă la cea de gata. N-aveți ușă, bă. Pac! I-au chinuit două, trei zile până când unul dintre ei vine și, părinte, hai, nu-i cezut doamna să punem ușa, că avem noi grijă de ea. Aceeași clasă, la câteva săptămâni, m-a dus, i-am spovedit în timpul orei de religie și pentru că era departe biserica de loc unde erau ei, tot cu acordul înalt preasfințitului ca să se înțeleagă bine, i-am împărtășit imediat după spovedanie, în clasă. Dom'le, bucuroși copiii aia, era Crăciunul, în apropiere. Au cântat un Hristos a înviat ca în povești. Știți unde a fost minunea? Nici unul dintre părinții copiilor n-au lipsit de la înviere și n-au lipsit de la spovedanie și împărtășanie. Acolo a fost așa. Am lovit în 20 de copii și am câștigat 80 de oameni. Nimeni, nimănui, nu i-ar fi trecut prin cap că biserica poate să fie și la catedra învățătoarei. Noi avem obligația ca biserică să resacralizăm învățătoarele. Să spunem, Doamne, să nu scârpele de șters pe jos la niciunui ministru. Ca și profesorii. Mie de-aia îmi place. Cine a rupt unitatea între biserică și școală a știut unde lovește. Și când ne-au pus cap în cap unii cu ceilalți în încercarea disperată. Știți cum era simplu la ora de religie? Băi, vă legați de noi de religie? Păi, crezi că pe ăla de matematică îl iubesc copiii? Sau pe ăla de asta așteptau să facem. Iar noi am spus, nu, e vina noastră că nu ne iubesc suficient, dar haideți să vedem ce avem de făcut ca să ne iubesc. E diferență de atitudine. Care este cel mai bun mod pentru un creștin de a comunica cu părinții? Dacă e creștin mic, îi pupăcește mai des. Da? Ce mă poate motiva să-mi urmez visele? Păi nu vă luați după vise, că dați în vedenii după aceea. A visa un obiectiv în viață nu înseamnă neapărat că aveți dreptate. Cine voiește să se mântuiască cu întrebarea să călătorească. Întrebați oameni care și-au pierdut toate visele pentru a fi în realitatea care se cheamă. Împărăția lui Dumnezeu nu e un vis. E o realitate. De câte ori fac o faptă bună, cineva caută să mă dăreme și să mă facă să renunț la a-l face. Da, s-a atins? Nu, dracu, colegii, prietenii.
N-ați pățit câteodată că ați dat câte un leu, un prăpădit de un leu mic de la verde cu iorga pe el, l-ați dat la ieșirea din biserică și dintr-o dată când v-ați dus să vă luați cornul, ați constatat că vă mai trebuia un leu? Zice, bă, pentru că încearcă să te oftice, am pus ghilimele de rigoare, pentru faptul că ai făcut binele. Abia atunci știți că ați făcut binele când cineva vrea să vi-l fure. Când cineva vă aplaudă, excepțional, ce bine ați făcut, vă duceți acasă și vă rugați, ceva nu e în regulă. Cum reușim în familie să-i menținem pe copii aproape de Hristos? Am spus-o cu mai multă destindere și încercați înainte de a-i ține pe copii aproape de Hristos să vă țineți pe dumneavoastră aproape de copii. Da? Dacă ai încercat să-ți ierți tatăl și nu se schimbă în comportament, ce trebuie să mai fac? Povestea cu fereastra tatălui, da? Să priviți și pe fereastra lui. Ce putem să facem ca țara noastră să fie mai măreață, să nu mai fie înjumătățită? Cumva, e bine să nu feliem și noi, că noi am început să mărunțim între noi. Avem o țară pe un cartier, țară pe o curte. Cred că unitatea țării stă pe unitatea bisericii. O spun și o repet, înainte de a fi România unită, Biserica Ortodoxă a fost strâns la oaltă. Că dacă zic unită, este că era greco-catolică. Să vă spun cu tot ce înseamnă documentarea în ultimii 15 ani. Dacă am fi avut o biserică cu orgolii și cu fițe, pun ghilimele de rigoare, țara nu s-ar fi unit niciodată. Principalii diplomați ai Unirii Transilvaniei cu țara românească și cu Moldova, cu România, au fost clericii. Ăștia pe care unii vor scoși cu totul din diplomație. Părinte, am o problemă delicată. Am fost toată viața mea un orb, ghilimele, și tiran în relația cu soția. Dar acum, după ce a zis că nu mă mai iubește, am ajuns să o iubesc foarte mult. Avem și doi copii. Ce să vă spun? Vă rog să o luați de la capăt, reconfigurați. Nu cerșiți iubirea, iubirea nu se cerșește. Iubirea se cucerește sau nu mai există. Nu începeți să fiți smiorcăit ca să câștigați inima soției, ci încercați să modificați lucrurile într-atât încât să nu poată trăi fără dumneavoastră. Vă doresc rugăciune multă. Ce poate face o soție pentru a-și ajuta soțul care se enervează ușor și jignește în acele momente, iar apoi îi pare rău? Când îi pare rău, să-l învețe să-i pară bine că e soțul dumneavoastră. Da? Învățați-l să se bucure de lucrurile mici, neînsemnate la prima vedere. Ce, părinte, sunt student la teologie, îmi doresc să ajung slujitor, însă mă încearcă necredința. Ești cel mai potrivit pentru preoție. Deci pe studentul care îl încearcă necredința, înseamnă că pune mâna și citește, se lămurește, muncește cu sine. Ferească Dumnezeu de studentul automulțumit. Ca și de preotul automulțumit. Cel mai fain e omul care încă are îndoieli, că încearcă să le depășească. Și depășindu-le, se întărește în viața lui. Nu există o grilă de credință și necredință conform căreia intrăm sau ieșim din preoție. Finalul nu e aici. Finalul este bine, slugă, bună și credincioasă sau pleacă de la mine. Este normal ca un preot să spună altei persoane ce ai mărturisit la spovedanie? Nu e normal. Face parte dintr-o patologie socială, scăparea gurii. Dacă a spus-o să vă facă rău, e un caz aproape penal. Dar să aveți grijă, că eu am predicat odată la catedrală și m-am trezit după predică cu o doamnă în fața altarului, privindu-mă foarte, nu vă e rușine, nu se spovedise la mine, dar nu vă e rușine, v-ați luat de păcatul meu pe care tocmai l-am spovedit, dar ce minte aveți, ce în sufletul vostru, în sufletul vostru de preoți, voi vorbiți în altar păcatele noastre. A, exact asta avem. Noi, de fapt, vorbim păcatele noastre acolo, da? Știți? Și m-a blocat. În spate apare un domn. Râdea ăla cu gura până la urechi. Ce râzi, domne? Ești un nesimțit. Doamnă, exact asta am venit să-i spun și eu, părintele. Da? O predică bine rostită îi face pe toți cei din biserică să se simtă un pic atinși. Da? Dacă am făcut o promisiune în fața lui Dumnezeu, trebuie să o îndeplinesc indiferent de situație. Nu chiar. Dacă ați făcut promisiunea să mâncați 4 tone de hot dog cu muștar, să vă abțineți, da? Cum să comunic mai ușor cu fiica mea? Să-mi ziceți și mie dacă vă iese. Există o vârstă de la care fetele închid ușa cu cheia. E firesc. E intimitatea lor. Nu vă mai băgați în sufletul ei. Lăsați un pic. Stați aproape. Fetele se cresc de la distanță, așa, ca bibelou. Nu le atingi, că odată le sare smalțul. Și le cucernicești, le încurajezi, le ajuți.
vrea să se facă cu rimel. Doamne miluiește, nu mai vrea să se facă cu rimel. Doamne miluiește, vrea să cânte la chitară. Doamne miluiește, nu mai vrea să... Lăsați-le, pentru că femeile libere se nasc niște adolescente libere. Dacă vreți o fată sclavă, interveniți în viața ei. Puneți cătușe. Umiliți-o. Nu-i bine aia. Câte căule ai murdar? Aia e. Lasă, domne, fata în pace. Are noroi pe ghete. Foarte bine. Dar nu putea să aibă fulgi de pătlăgică. Nu a fost într-o pătlăginărie, nu? Deci lăsați copiii să-și găsească ritmul lor. Interveniți atunci când este risc să-și piardă sensul vieții. Dar chican, lăsați-l. Au alte filme decât noi, vă spun eu. Să uite, ascultă cu totul și cu totul altă muzică decât noi. Stați cu minți. Dovadă că la noi vin să ne cânte cei care ne plăceau nouă în anii 80. Da? Și noi suntem încântați. Ei nu. Să vedeți ce greu să organizezi la ITO concertul pentru întâlnirea tinerilor. Fiecare își dădea cu părerea și i-am zis după o jumătate de oră în care am auzit toate năzbătile, i-am zis, n-ar prea simți o să zic, îmi pare rău, știți? Adunarea asta e pentru tineri, nu-i pentru noi. Pe ei trebuie să-i întrebăm pe cine vrem. Și că bine facem. Așa am făcut. Nu vă spun pe cine chema, că e surpriză. Am fetița la o școală din Constanța, unde regulamentul școlar intern impune să nu aibă cruciulița la gât, fiind considerată o bijuterie. Luați o cruce mică de lemn legată cu o sfoară, să o poarte pe sub haine, e suficient. Cu timpul o să vedeți că nu e așa de... Nu putem schimba regulamentele după cum vrem noi. Deci copiii la o școală și regulamentul spune asta, facem asta, dar cruciulița poate sta și pe sub haine. Bine? Mărturia ei creștină nu va sta în asta. Dovadă sunt mulți copii creștini, ortodoxi români, care merg în școli din Occident și care nu crucea de la gât îi face creștini, ci crucea pe care o poartă cu ei și pe care o mărturisesc cu foarte multă demnitate. Cineva zice că nu mai are lacrimi. Se poate întâmpla. Sper să nu vi le fi folosit pe post de aprovizionare pentru lacrimile de crocodil. Că noi când avem lacrimi, le mai avem și că suntem neatenți și ofticați și obidiți pe noi înșine. Îmi doresc din inimă să vă redescoperiți lacrimile adevărate, cele care nu se văd și care curg în sus, de obicei. Soțul meu mă înșală, suntem căsătoriți de 5 ani, acum vrea să ne despărțim. Ce să fac? Să-l ier și să-l regăsesc, să-l recâștig? Sau să accept ideea de despărțire? Doamne, nu puteți lupta împotriva evidențelor răului. Încercați cu demnitate să găsiți formula prin care să nu vă simțiți umilite de plecarea lui. Și cu asta ar trebui să fim mai atenți la viețile noastre. Ce e o întrebare foarte, foarte lungă. Beore este membru al Consiliului Mondial al Bisericilor. În declarația de credință a acestei organizații aberante se afirmă că nimeni nu deține adevărul de plin. Cum e posibil ca noi care suntem Biserica cea una, Sfântă și Apostolică, să aparținem unei asemenea organizații eretice? Iertați-vă că vă spun, dar aparținem și teritoriului României. Pe teritoriul României nu sunt numai sfinți. Faptul că suntem sub o umbrelă în care încercăm să ne afișăm identitatea, nu înseamnă că păstrăm identitatea lor. Dacă citiți corect ce spun românii la organizația aceasta a bisericilor, veți vedea că nu spun prostiile pe care vi le închipuiți. Se vede că sunteți un om citit, cu tot respectul și cu toată dragostea. Uneori aparținem unor umbrele care... Nu? Deci poți să fii preot în portul Constanța. Nu înseamnă că în portul Constanța sunt numai sfinții de pe pereți. Mai sunt și băieții de la duty free și mai sunt și schimbătorii de valută. Nu mai sunt așa de mulți ca în tinerețile noastre, dar sunt. Dacă există umbrele care acoperă o realitate mult mai amplă decât realitatea în care trăim. Că autostrada spre București, care este una, nu sunt mai multe, am constatat și eu aseară că am încercat să intrăm și nu mergea decât de pe o singură parte, nu poți merge tot timpul pe contrasens ca să dovedești că ai dreptate, ci trebuie să mergi pe sensul pe care ți-l indică ei, chiar dacă uneori nu-ți convine. Unirea pe care o caută ei și le răspund că noi suntem una asta, așa, ce trebuie să facă ei ca să intre în biserică? Acum, cu ei este foarte larg. Ei din biserică, eu am fost în câteva misiuni ale Bisericii Ortodoxe pentru, în astfel de situații, am fost până în Ghana. Ghana, știți că este un stat din Africa, un stat frumos, interesant. Nu trebuie să-i facem pe oameni să fie, să semene cu noi ca să fie ca noi. Unitatea dă diversitate, nu diversitatea dă unitate. Știți, dacă știm că suntem una sfântă, sobornicească și apostolică biserică, noi suntem în poziția de așteptare dinamică. Mi-e spun mamele când le pleacă fetele peste hotare, ci că, părinte, ce să mă fac? Că asta pleacă, se duce acolo, mama începe un scenariu.
pleacă, se duce, ajunge acolo și ia loc de muncă, se îndrăgostește de un neamț, ăla e luteran, în cel mai bun caz, că mai nou nu-i mai ca, mai sunt luteran prea mulți nici acolo. E așa, e pe dincolo. Bun, scenariu întreg. Și am zis, Doamnă, n-avem a face decât să așteptăm. Între ușile împărătești. Poziția corectă a unei biserici este să conserve adevărurile de credință, să fie tezaurizatorul credinței, mărturisitorul ei, dar nu cu prețul uciderii celuilalt de lângă noi. Biserica Ortodoxă n-a avut inchiziție. N-ar fi păcat să o creăm acum în epoca modernă, după ce am văzut unde duce inchiziția. Ce putem face este, acceptând dialogul, până la punctul în care credința noastră ar putea fi afectată, să dezvoltăm o asemenea misiune luminoasă și frumoasă, încât oamenii să nu poată ieși, domnule, din biserică. Slujeam în Italia la un moment dat, unde știți că sunt și catolici, da? În Italia avem și catolici. Și slujeam într-o biserică foarte mică, o propădășenie de biserică. Și m-am dus eu acolo ca românul hotărât, în Duminica Florilor, m-am dus, zic, nu există Duminica Florilor fără salcie. Unde să găsești tu salcă în buricul Padovei? Am filat eu o salcă în curtea unei case și zic, mă duc să iau, Dumnezeu mă ierte, mi-am luat studenții cu care eram în grup și am zis, voi nu stați de șase, că dacă depinde, oricum depinde. Dar stați aproape că n-am sălit niciun gard în viața mea. M-a ajutat să sar pe partea elată și la întors vedem cum facem. M-am dus și cu o foarfecă foarte frumoasă, am luat cu foarfecă, am început să tund, dintr-o dată alarme, becuri, gata, zic, aleluia, popă în presă, nu era ca acum. Sigur că atunci ar fi apărut că am tăiat o pădure de copaci și am vândut lemnul la austrieci și am făcut fluiere pentru arbitrii care au mințit în niște meciuri și păi dați-mi în aceeași. Pac, este un om foarte serios afară. Eu, blocat un pic, nu prea știam nici italiana cât să o pot emite competent. M-au ajutat copiii ăștia de la gard. Vine un cu tine. Zic, uite, se întâmplă să avem o sărbătoare, nu avem de unde lua, am căutat, chiar nu ești cel mai aproape de biserica în care noi slujim. Te rog frumos să mă ierți. Uite, n-am luat decât atât. A, nu e nicio problemă. Stai că îți mai dau și eu. Un tip foarte înalt, așa ca părintele Mihochela. Dă-i. Mă, atuns omul ăsta aici. Mulțumesc frumos. Zic, nu vreți să vedeți duminică? Cum să nu vin? Duminică ne trezim, că apare neneala, dar cu doi cu topul în ureche, știți? Și cu căblugașul așa. Foarte serios și aia. Noi slujim, binecuvântăm, iartăm. Le spun românilor noștri, uite, îmi pare rău să mărturisesc că apoi am furat asta. E, na, ce să facem? M-am luat împrumut. Îi dăm la primăvară înapoi, salgi ramurile înapoi prin șeful. Și uite asta, de mai glumă, mai serios. Aflăm, vine tipul și zice, câți români sunteți aici în biserică? Că păi zic, uite, inițial s-au strâns 13 erau în biserică și acum suntem la 400 într-o lună jumate. Păi și cam cât sunteți? Păi zic, uite, o să ne strângem în jur de 2000 de Paști. Și uite, eu îți dau aprobarea să faceți afară chestia asta. Păi, tipul ăla era primarul Padovei. Știți? Altă treabă tot acolo și cu asta și închei. Apropo, pentru toți cei care simt că sunt plecați de acasă. În curtea unde aveam institutul, la Don Mața se chema colegiul, era o magnolie care nu florise de ani de zile. Știam ce înseamnă magnolia pentru onoarea padovanilor, știam despre ce e vorba acolo. Și la un moment dat, profesorul meu, care era și directorul seminarului, vine și îmi spune, nu un seminar teologic, seminarul acolo e un colegiu în care să mă înțelegeți. N-am fost la un seminar catolic, am fost la o școală după seminar. Și nici n-am seminar, am făcut chimie fizică în liceu. Și la un moment dat vine părintele și îmi spune Corața, îl cheamă. N-am sălit că trăiesc, ce Constantin, să știi că săptămâna asta o să avem niște lucrări în curte și o să scoate magnolia de acolo. Și monseniore, nu se poate, că zic, dacă scoți magnolia, eu mă gândeam la românii noștri în noaptea de Paști, și zic, nu se poate că e o grapă mare și poate alunecă ăștia când vin să facem slujba afară. Și zice, da, ai dreptate. Așa o să facem după înviere, înseamnă că o să ne ajutați voi să o scoatem. Zic, uite, vin cu românii și o să vom noi și scoatem. Românii se pricep la săpat. Și la un moment dat, vin la ai noștri.
Și zic părintelui, zic, să știi că asta e o magnolie ortodoxă, nu e catolică, de aia nu fărăște. A râs și el, a râs și eu. Seara vin românii noștri, ședință de consiliu, acolo, cum facem de înviere, unul dintre băieții de la Târgu Neamț, și părinte, dar cum faci și încă nu avem clopote? Zic, băieți, stai așa, că dacă tragem clopotul la ăștia, ne leagă în 5 minute. Și păi, și cum facem? Zic, păi, am rezolvat noi cu sarmalele, cu lumânările, cu totul, n-aveam clopote. Și am zis, mă, oameni buni, să ne înțelegem. Pe undeva așa, Dumnezeu ne va rândui un gest, un semn prin care să înțelegem că avem și clopot. Bine, părinte, așa ce, săracul popa, nu și-a luat medicamentele. Așa îmi ziceau atunci că a făcut slujba de înviere. 2000 de oameni într-o sală, mai, într-o curte cât biserica asta. 2000 de oameni. Picior era, nu puteai respira, cu toate că nu era nimic deasupra noastră. Așa emoția momentului. Eu că post naționalist, așa am luat Evanghelia, am înfășurat-o cu tricolorul. Știți? Hristos nu putea să aibă decât tricolorul pe copertă. Și am ieșit cu el. Au început să plângă, era dor de casă. Erau anii aceia, 95-96, când dormeam pe... Știți că avem români care acum ne dau lecții de curtoazie duhovnicească și democratică, dar au dormit și ei sub bănci la început. Și sub băncile alea din parc, nu alte bănci. Dar erau așa o inimă deschisă, umblasem săptămâni de-a rândul. Și când am ajuns acolo, am pus Evanghelia pe masă, am început slujba și la primul Hristos a înviat, sub ochii noștri, a înflorit magnolia. A înflorit efectiv magnolia. Recunosc după aceea că am schimbat un pic tipicul și la întoarcere am cântat și un deșteaptă-te române, că na, se potrivea acolo cu înviere, deșteptare, știți? Recunosc. Știți cum a început să miroasă magnolia? Zice că sunt moaște, nu floare. Și ne-a spus, ați văzut pe sub pământ zvonul de clopot de acasă, a trecut așa pe sub pământ și a lovit singurul clopot pe care l-am avut la îndemână. Magnolia asta, răstignită și uscată de ceilalți. Am mai trecut la 10 ani pe acolo, magnolia era înconjurată cu un gard și mai în glumă, mai în serios, Corața, care acum e profesor în Brazilia și șeful unui mare facultate de acolo, a scris magnolia ortodoxă. Punct. Dacă vrem să nu ne pierdem credința, dacă vrem să nu jignim nădejdea celorlalți și vrem să ne dovedim oamenii dragostei lui Hristos, trebuie să facem să înflorească toate magnoliile uscate. Nu ne e de folos să ne batem cu cărămida în piept. Nu ne e de folos să macerăm biblioteci întregi și de citate care după aceea să le aruncăm pe piață în dorința de a ne învrăjbi unii pe ceilalți. E important că acolo unde simțim slăbiciunea, să punem mâna și să încurajăm. Hristos nu stă de partea celor care jignesc oamenii. Hristos nu stă de partea celor care calcă în picioare. Hristos nu stă de partea ideologiilor, inclusiv ideologiilor care par să fie credință. Știți? Cel mai important pentru un om nu este doar momentul împărtășaniei, ci modul în care își trăiește împărtășania aceea și înainte și după momentul împărtășirii. Pentru că noi nu suntem creștini pe segmente. Ori suntem creștini, ori nu suntem deloc. În al preasfinția voastră, mulțumesc mult. V-am ținut prea târziu să mă iertați. Mulțumesc mult. Știu că ați fost foarte ocupat azi. Am tras și eu cu ochiul la liturghia de la Sfântul Ioan Casian. Vă mulțumesc și celorlalți toți, colegilor de la București și Constanța și părintelui Ieronim. Vă mulțumesc dumneavoastră că ați răbdat până în sfârșit. Și rog pe Dumnezeu să ne facă vii, să ne țină vii. Dumnezeu să ne ajute.
Vreau să-i mulțumesc părintele profesor Constantin Neculan. Acum sunt gelos cu dumneavoastră că am lipsit o oră și ceva. Am fost la Haiducii Dobrogi, știți că și acolo este o conferință a făcut Parastas. Am cântat imnul, am ținut un cuvânt, dar îmi pare bine că am prins această parte a doua, atât de interesantă, cu atâtea întrebări. Părintele profesor are această priză pe care a dobândit-o prin pregătirea deosebită, prin credință și printr-un dialog susținut cu oamenii de toate vârstele, care prin această stare de dialog au întinerit cu toți. De aceea îi mulțumesc din suflet și sperăm să-l reavem în mijlocul nostru. Efectiv, și pentru mine a fost o încântare, o mare bucurie și de aceea îi doresc să nu obosească, să nu se plictisească niciodată, să meargă mai departe, pentru că este talentul dânsului lăsat de Dumnezeu și iată cu experiența unui om care are și o familie, răspunde la toate întrebările și mi-a plăcut că simte și viața călugărească, și viața de familie, și pe cei ce caută, și pe cei ce nu se regăsesc. Vă suntem foarte recunoscători, de o mare mulțumire, transmiteți în altul Sfințitului Metropolit Laurențiu și o să-l sun personal că misiunea pe care o faceți este o misiune atât de necesară și pentru noi toți este o hrană spirituală. Mulțumim și prea fericitului că știu că și sub conducerea prea fericitului se fac toate aceste conferințe în toate parhiile noastre și iată, cu cât dăruiți mai mult, cu atât vă îmbogățiți mai mult. Vă dorim ca bogăția să vă sporească, ca să sporească și zestrea ascultătorilor, a celor cu care intrați în dialog. Este misiunea Bisericii cea mai vie, cea mai actuală și cea mai eficientă și este o pildă frumoasă. A fost vorba de spovedania preoților. Sunt datori, am spovedit și în postul Crăciunului, săptămâna aceasta îi voi spovedi pe toți. De aceea, cine a pus întrebarea aceasta nu știe, că ei nu spun când se spovedesc și cât de des. Dar vă asigur că se spovedesc. Eu spovedesc toți preoții și călugări. Care de fiecare dată sunt alături de noi și
Și pentru realizarea acestui eveniment au fost alături de noi cu timp și fără timp. Mulțumim tuturor celor care s-au implicat pentru desfășurarea acestui eveniment. Mulțumim dumneavoastră, credincioșilor, care ați lăsat grijile Duhului și ați căutat pe cele ale sufletului. Vă mulțumim că sunteți alături de noi la fiecare slujbe și vă așteptăm la fiecare slujbe în continuare. Și dacă această frumoasă conferință a început cu rugăciune, ar fi frumos să terminăm tot cu rugăciune. O rugăciune specifică a acestui post, postului mare, și anume rugăciunea Sfântului Efrem Sirul. Doamne și Stăpânul vieții mele, Duhul trândăriei, al grijii de multe, al iubirii de stăpânire și al grăirii în deșert, nu mi-l da mie. Iar Duhul curăției, al gândului smerit, al rândării și al dragostei, dăruiește-mi în mie, sluge tale. Așa, Doamne Împărate, dăruiește-mi ca să învăț greșelile mele și să nu o sândesc pe fratele meu, că binecuvântat și preaslăvit ești în vecii vecinilor. Amin. Mulțumim tuturor pentru răbdarea pe care ați avut-o, pentru răbdarea de care ați dat dovadă și din partea credincioșilor noștri, gazdelor dumneavoastră, o să primiți un pahar de ceai cald, așa cum se obișnuiește după fiecare Sfântă Liturghie, o să primiți în această seară un pahar de ceai cald, să vă încălziți sufletele, mai ales cei care ați răbdat și ați stat în afara bisericii. Fie ca Bunul Dumnezeu să vă numere pașii către Sfânta Biserică și să vă răsplătească această trudă. Mulțumim! Ce vreau să vă spun?